dezvoltare. Adică într-o seară de marți, de la 6:30, ați putea să faceți multe alte lucruri, dar ați ales să fiți aici alături de noi. Pentru asta vă mulțumesc din suflet și sunt onorat că ați acceptat această invitație. Sure. Sunt foarte curios unde ajunge mesajul meu. Eu transmit din Cluj, din cartierul Iris. Sunt curios unde ajunge mesajul către voi. Dacă puteți, vă rog să-mi scrieți în chat în ce oraș sunteți acum, ca să vedem unde ajunge informația în seara aceasta. Uite, avem Iași, București, capitala este la putere, Târgu Mureș. Bună, Andrada, m-am născut în Târgu Mureș, uite că sunt și consăteni de-ai mei. Oradea, Otopeni, Comarnic, Prahova, Sibiu, Hamburg, avem și de peste Cotare, Sibiu, Vrancea, Târgu Fierbinți, Focșani, Alba Iulia, Craiova, Sibiu, de peste tot de prin țară. Să vedeți că o să fie un training interactiv. Nu-mi doresc eu să vorbesc și voi să stați deoparte, să stați să ascultați pasiv. Am să vă provoc, să vă implic în prezentarea de astăzi, mai mult în zona de chat, ca să nu ne suprapunem. Am nevoie de răspunsurile voastre, așa că vă mulțumesc că sunteți atât de prezenți și atât de activi. Și sper să avem parte de 90 de minute, poate chiar 2 ore, de informație super interesantă. Pentru asta, eu am să mă fac mai mic, am să mă micesc într-o fereastră și ecranul o să fie ocupat de prezentarea propriu-zisă. Așa că am să vă rog să îmi scrieți în zona de chat un da, dacă vedeți slide-ul și dacă mă auziți în continuare foarte bine. Cristina spune da, Monica da. Dumitru, da. Georgiana, Irina, da. Prima întrebare. Vom primi prezentarea pe mail. O să primiți în format PDF. O să primiți înregistrarea la prezentare. Dar vă invit cu toate astea să stați până la final, că am o surpriză foarte faină pentru voi. Mulțumesc, Anca, pentru întrebare. Mulțumesc tuturor pentru răspunsul vostru. Acestea fiind spuse, mă bucur că sunteți aici, pentru că multe lume, în momentul în care vine vorba de prezentări cu public, au această particip la evenimente de genul, pentru că eu nu vorbesc în public. Eu nu sunt speaker profesionist, eu nu sunt prezentator de știri. Ba mai mult, am întâlnit recent o reacție de genul, băi, doar politicienii și preoții fac asta. Adică dacă nu ești în politică sau dacă nu ești preot, n-ai nevoie de cursuri, de informații legate de public speaking, nu activezi în domeniu. Dar acesta este un mit. Și este o păcăleană pe care noi ne facem nouă înșine, pentru că cu toții avem momente când vorbim în public, chiar dacă nu o facem la modul profesionist. Multă lume are impresia că vorbitul în public înseamnă imaginea asta. Să fii pe o scenă, să ai vreo 200-300 de oameni care te ascultă, să ai un microfon, te auzi în box, asta înseamnă public speaking. Dragii mei, vorbitul în public apare atunci când vorbești și sunt cel puțin 2 persoane care te ascultă. Ăla deja e un public. Și tu vorbești. Hai să vreau să vă prezint câteva situații foarte simple, cotidiene, în care sunt convins că la un moment dat, fiecare dintre voi, în cel puțin una din ele, ați ajuns. Situații de vorbit în public zilnice. Într-o ședință la serviciu. E foarte posibil ca luni dimineața sau vineri, după ce se termină programul, să vină șeful și să spună, ok, hai să ne strângem cu toții și să-mi spuneți care a fost activitatea săptămâna aceasta. Sau să-mi spuneți, ok, ce v-ați planificat pentru această săptămână. Să prezinți niște rapoarte. Să prezinți activitatea pe care o ai tu în proiectul respectiv. Poate faci parte dintr-o echipă, poate conduci o echipă, poate chiar tu ești șeful care ține ședința respectivă și ai un mesaj de comunicat echipei pe care o conduci. Și asta e public speaking. Sau poate că lucrezi, activezi în domeniul vânzărilor și e nevoie să prezinți unui potențial client un produs sau un serviciu dat tău. Acum știu că acum în perioada asta mai degrabă o facem online. Ne întâlnim pe Skype, pe Teams, pe Zoom, pe WebEx, depinde de mediu, sau poate ne întâlnim cu el față în față, potențialul client, și îi prezentăm produsul sau serviciul nostru. Aici poate că avem doar un singur interlocutor și nu mai mulți. Dar intră în categoria de prezentare, de vorbit în public, pentru că eu am o prezentare pe care am pregătit-o și îi prezint omului toate beneficiile și specificațiile produsului respectiv. Sau, când mergi la un interviu, e nevoie să te prezinți tu pe tine. Mai ales în perioada asta în care au fost foarte multe
concedieri și demisii și probleme cu locurile de muncă, opa, dintr-o dată, această abilitate de a te prezenta profesionist la un interviu a devenit din nou importantă. Impresia pe care o lași la un interviu poate să cântărească covârșitor în decizia pe care o ia persoana care te ascultă. Poate ești student sau poate că participi la un examen, la un anumit curs și e nevoie să îți susții lucrarea de licență, de dizertație sau prezentarea proiectului la care participi. Poate că ești de cealaltă parte, nu ești student, ești profesor și predai. Poate că ești cadru didactic, poate că ești trainer, poate că ții cursuri în cadrul unei companii. Toate situațiile astea sunt situații de public speaking. Poate că faci networking, participi la un eveniment social, online sau offline, în care te prezinți altor persoane. Fiecare persoană vine rândul să vorbească un pic despre ea ca să ne cunoaștem un pic mai bine. Întâlniri de socializare. Și ăla e public speaking. Poate că primești o invitație. Ai reușit să ai niște rezultate în domeniul tău, ai ajuns să ai un renume și primești o invitație la o emisiune TV sau la o emisiune radio, într-un podcast, ca să vorbești despre rezultatele tale, produsele tale, serviciile tale, compania ta. Și asta este o situație de vorbit în public. Poate că ești invitat la o conferință. Acum îți la modă conferințele online, cum suntem și noi astăzi, într-o conferință organizată de Fundația Competenți Corect Util. Dar poate că altcineva organizează un eveniment și te invită acolo să împărtășești din înțelepciunea ta sau din lucrurile pe care le-ai experimentat și ai văzut că funcționează. E tot o situație de vorbit în public. Poate că firma la care activezi sărbătorește un eveniment aniversar. A făcut 10 ani, 15 ani, 20 de ani și se dau niște premii. Sau poate că ai o petrecere de Crăciun la final de an, se dau niște premii și e nevoie să iei un pic microfonul și să spui câteva cuvinte acolo pe scenă, fără să te bâlbâi, fără să te faci de minune. Sau poate cea mai simplă situație în care foarte mulți oameni ajung în ziua de azi, când postezi un videoclip online. Pe Facebook, Facebook Stories, Instagram, Insta Stories, TikTok, YouTube, sunt o grămadă de medii în care poți să îți postezi un video cu impresiile tale, cu gândurile tale. Și ăla e vorbit în public. Chiar dacă tu vorbești în fața camerei, în momentul în care pui videoclipul în online, el se distribuie la toți oamenii care te urmăresc. Așa că întrebarea mea pentru voi nu este dacă vorbiți în public, ci sunt curios în care din situațiile astea ați fost la un moment dat. Așa că vă rog să-mi scrieți în chat care din aceste 10 situații a apărut la un moment dat în viața voastră. În care dintre situații v-ați aflat la un moment dat, din cele 10? Scrieți doar numărul în zona de chat. 1, 2, 3, 4, în care dintre ele? Uite, Andreea spune că la facultate și la școală. 1, 2, 3, 4, 8. 1, spune Andreea, deci asta cu ședința e recurentă. 4, 9, spune Cristina, la examen și la un eveniment aniversar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. M-am aflat în toate, spune Florina, la facultate, de la 1 la 10. Vlad spune că în 1. Andreea tot 1. 4, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 4, 5. Sunt situații în viața de zi cu zi, fără să fim speaker profesioniști, fără să activăm în domeniu, fără să câștigăm banii asta, uite că ne aflăm în situații deseori în care e nevoie să ne prezentăm mesajul. Eu adaug pe 11-a. Când faci o declarație de dragoste, spune Cristian, depinde dacă o faci în public sau nu. Dacă sunteți doar voi doi într-un separat, nu neapărat e vorbit în privat. Nu neapărat, dar poate să fie o declarație din asta la radio sau la emisiune sau pe un stadion, da, atunci e vorbit în public. Bun, deci avem situații în care ne regăsim în viața de zi cu zi. De ce să participăm la un webinar, la un eveniment în care să învățăm să vorbim în public? Teoretic, activitatea în sine nu e chiar așa de complicată. Deci, ce ai de făcut tehnic ca să vorbești? Deschizi gura, scoți cuvinte și le legi cumva între ele ca să sune bine. Atât. N-ai nevoie de altceva. Și de un public care să fie cât de cât răbdător ca să ajungi tu cu ideile până la final. Dar nu e nicio mare filozofie în spate. Deschizi gura, vorbești și ai public. Și totuși, uite că sunt evenimente de genul acesta. De ce?
Pentru că această activitate, această abilitate vine la pachet cu niște probleme. Pare foarte simplu la prima vedere, dar în spate se află niște provocări. Prima provocare este că avem emoții. Și e cea mai mare problemă cu care se confruntă oamenii când vine vorba de vorbit în public. Știu lucrul ăsta că toți cursanții și clienții cu care fac coaching, asta îmi spun în primul și în primul rând. Am emoții. Teamă, anxietate, îmi bate inima, nod în stomac, nod în gât, transpir, tremur, îmi pierd ideile, leșin câteodată. Avem senzațiile astea atunci când e nevoie să vorbim în fața unui public numeros. Vedem mulți ochi ațintiți asupra noastră. Problema cu numărul 2, păi câteodată avem chestii valoroase de spus, dar oamenii nu sunt atenți la noi. Vorbim și oamenii se ocupă cu altceva. Publicul nostru e ocupat cu altele. Stă pe telefon, vorbește cu vecinul, se plimbă prin casă. Numai nu e atent la ce avem noi de spus. Și super frustrant să particip la, de exemplu, la o ședință, la muncă, să vrei să-ți prezinți o informație faină și oamenii să fie ocupați cu altele. Stau și vorbesc între ei, nu sunt atenți deloc la tine. Dacă sunt atenți la tine, vine următoarea problemă. Păi câteodată nu te înțeleg. Deci stau, te ascultă, dar nu pricep despre ce vorbește acolo. Parcă vorbește în limbi străine. Informația efectiv nu face click în capul lor. Și super frustrant, că din nou, tu simți că ai ceva valoros de oferit, dar oamenii nu-l primesc. Parcă vorbești în chineză și ei vorbesc franceză. Nu ajunge informația la ei așa cum ai vrea tu. Dacă te înțeleg, poate ajung în celălalt spectru. Au ceva de comentat. Uneori ai parte de public dificil. Ori oameni care sunt super pasivi, nu se implică, nu zic nimic, nu fac nimic. Sau poate și oameni care tot timpul au ceva împotriva ta. Au ceva de comentat. Nu e așa. Te contrazic. Reacționează și este dificil să mergi mai departe. Pe lângă problemele astea cu publicul, mai vin și altele. Avem constrângeri de timp. De multe ori întâlnesc situații în care vin oamenii și îmi spun, măi, atâtea chestii am de spus, dar nu știu cum să fac în 10 minute să le încadrez pe toate. Am atâtea idei și am numai 5 minute. Cum să fac? Tot timpul depășesc timpul și uneori oamenii îmi reproșează chestia asta. Este o problemă, este o provocare. Dacă mă încadrez în timp, am probleme uneori, am o teamă că-mi uit ideile. Eu îți spun la problema asta noaptea minții. Ai așa un blackout în care la un moment dat vorbești și deodată stai și te uiți, nu mai știi ce trebuia să zici. Zici că ai amnezie totală. Bine, adevărul este că se întâmplă destul de rar, dar atât de tare ne este teamă de momentul respectiv, încât ne acaparează foarte mult partea conștientă. Ne gândim foarte mult la asta. Nu vrem să se întâmple chestia asta, deși se întâmplă foarte rar. Dar este o mare spaimă pe care noi o avem. Apare și problema cu întrebările. De multe ori ne simțim inconfortabili. S-ar putea să vorbim despre un subiect și să primim întrebări la care nu știm să răspundem. Ce mă fac? Păi dacă mă fac de minune, că mă întreabă ceva despre subiectul meu, nu știu, vorbesc despre finanțe și primesc o întrebare și nu știu să răspund. Păi ce o să zică oamenii ăia despre mine? Ce părere? O să mă mai caute vreodată? O să apeleze vreodată la ajutorul meu dacă văd? Există frica asta de a fi impostori. Nu ne simțim suficient de bine pregătiți, nu simțim că stăpânim suficient de bine subiectul și mai bine nu zic nimic. Că decât să-mi pune cineva o întrebare să nu știu să răspund la ea, mai bine stau în banca mea și tag din gură. Și ratăm ocazii, ratăm oportunități în felul acesta. O altă problemă care apare e legată de vorbire. În timp ce vorbesc, este sunetul ăsta foarte deranjant care apare că uit să închid gura și o las deschisă. Și între idei ca să umplu pauza, deranjează foarte tare. Sau, capătul celălalt, îmi cunosc prezentarea și ca să scap de ea, ca să scap de chinul ăsta de a vorbi în public, bac acceleratul. Deci, dragilor, bine ați venit astăzi la conferința aceasta. Am de prezentat următoarele idei. Ba, 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 ba. Repede termin și după aia am scăpat. Gata. Mai am 2 săptămâni până la următoarea prezentare. Pot să mă relaxez. Bineînțeles că pentru public nu este o experiență foarte plăcută.
să trebuiască să țină pasul cu ritmul tău de TGV, de tren de mare viteză. Avem nevoie să reducem câteodată acest ritm. O altă problemă, spuneam că sunt 10, e legată de limbajul non-verbal. E foarte interesant că atunci când vine vorba de a vorbi în public, avem impresia că avem două componente pe corpul nostru care sunt plus. Efectiv, nu știm ce să facem cu astea două. Unde să mi le pun? Dacă poate cineva să mi le ia să le aghețe undeva într-un cuier, că nu știu ce să fac cu ele. Mă incomodează. Le țin la spate, stau cu ele încrucișate, le țin în față, am postura aia de rugăciune, mi le împreunez aici în față și stau și am impresia că mă rog toată perioada prezentării mele, stau încrucișat. Ce să fac cu ele? Dragilor, răspunsul e foarte simplu. Mâinile în mod normal, dacă nu mă gândesc la ele, ele nu fac așa. În mod normal, mâinile nu se mișcă, vai de capul lor, cu o voință și o viață proprie. Mâinile, în mod normal, ele stau frumos pe lângă corp. Dacă reușesc să-mi controlez starea emoțională internă, limbajul meu non-verbal o să fie doar o reflexie a ceea ce se află în interior. Dacă înăuntru este calm, o să fiu calm și din punct de vedere non-verbal. Și o să-mi folosesc gesturile doar pentru a sublinia mesajul pe care îl transmit. Pentru a arăta și vizual lucrurile la care mă gândesc. Deci mâinile nu fac nimic rău ele însele, să nu ne fie frică de ele. Și ultima problemă e legată de tehnică. Probleme tehnice. Mai ales acum în perioada asta de pandemie, când suntem în online și depindem în totalitate de internet, de laptop, de cameră, de microfon, de Zoom, de Teams, de Skype, uneori avem probleme cu aceste aspecte tehnice. Și ne este teamă că dacă crapă, dacă pică netul, dacă pică curentul, dacă pică, ce ne facem? Așa că astăzi o să adresăm multe din aceste probleme, să vedem cum anume le putem rezolva pentru a putea ține prezentări cât mai bune. Dar am o întrebare pentru voi. Repet, vreau să fie ceva interactiv în seara asta. Care sunt problemele care vouă vă dau cele mai mari bătăi de cap? Vă rog să-mi dați un răspuns în chat. Top 3. Numai 3 aveți voie să alegeți. A venit primul răspuns. Emoții! Vreau să scap cât mai repede de ele, spune Bianca. 1. Fac doar așa, estimez că o să fie mult de 1 în chat. Hai să vedem. 1, 4, 5, 1 și 8. 1, spune Acer, 1 și 8 de Nisa. 1, 6, 7. Uite, Simina, 10. Problema cu tehnologia. 1, 6, 1, 6. Hai că și 6 le apare foarte des. Asta cu uitatul ideilor ne încurcă. Sunt nemulțumită de modul în care stăpânesc tehnologia, spune Claudia. Le-am pățit pe toate, dar emoțiile mă omoară. Ce vă invit, mulțumesc frumos pentru răspunsuri, vă invit chiar dacă sunteți prezenți și mă ascultați, să vă implicați cât mai mulți dintre voi, să scrieți în chat, pentru că în felul acesta o să fiți mai activi, mai alerți și o să asimilați cât mai multe informații. 1-1-1-5-6, spune Clara. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile voastre. Bun, hai să vedem cum anume putem să rezolvăm problemele. Asta o să aflăm în webinar, dar câteva detalii organizatorice. Vă garantez că funcționează, pentru că le-am rezolvat altora problemele astea. Vlad este antreprenor. Spune că la început îmi era destul de dificil să vorbesc în față la grupuri mari de oameni. După ce am colaborat cu tine, am învins această teamă, iar acum pot avea discuții mai structurate, mai organizate și cu mai puține emoții cu persoane sau grupuri de persoane mai puțin cunoscute. Sau, Cătălin este inginer. Eram în situația în care nu reușeam să mă fac înțeles nici la job, dar nici în viața de zi cu zi. Și încercam să evit să vorbesc. După ce a urmat cursurile mele, a reușit să-și structureze mai bine informația pentru a o livra și totodată i-a crescut încrederea în el. Iar Elena spune că avea mari, mari emoții când trebuia să vorbească în fața unui public și acest lucru se întâmpla mare parte pentru că nu avea claritate despre subiectul pe care îl prezenta. La curs i-am explicat în detaliu fiecare etapă din pregătirea și livrarea unui discurs, de la structura clară, la emoțiile pe care le putem stârni sau nu în inimile publicului. Secretele, strategiile pe care vi le împărtășesc astăzi o să vă ajute și pe voi să obțineți rezultatele acestea în scurt timp. Dar pentru asta am 9 sfaturi, 9 lucruri, 9 sugestii, 9 reguli organizatorice pe care vă rog să le respectați ca să ne putem desfășura activitatea cât mai bine. 1.
Dacă aveți și alte ferestre de internet deschise, vă rog să le închideți ca să nu consumați din resursele de internet. Dacă aveți și alte aplicații sau programe deschise, să le închideți ca să nu consumați din resursele calculatorului sau laptopului. Dacă aveți la îndemână un pic și o foaie de hârtie, foarte bine, dacă nu faceți rost. Că o să primiți foarte multe informații pe parcursul următoarelor 90 de minute și merită să le notați pe foaie. Dacă aveți un telefon, asigurați-vă că e pus pe silențios și întoarceți-l cu fața în jos ca să nu vedeți toate notificările care vă apar, mesaje, Facebook, WhatsApp și așa mai departe, să nu vă deranjeze. 6. Fiți prezenți și activi pe chat. Dacă vă pun întrebări, vă invit din suflet să răspundeți la ele. 7. Porniți camera și opriți microfonul. Văd foarte multe ferestruici negre cu numele vostru acolo. Eu vă rog din suflet să le porniți camera din două motive. 1. Vă responsabilizează pe voi. Băi, deci îți prezent aici la webinar, ok, hai să mă vadă omul că-s aici. Nu porne, intru în webinar și eu mă duc la baie, fac curat prin cameră și fac alte chestii. Dacă particip la webinar, păi atunci să particip, mama e de treabă. Și 2. Mă ajută foarte mult și pe mine, sincer. Îmi place foarte mult când vorbesc să văd oameni, nu neapărat chenare negre. Arată așa și morbid. Zici că sunt ferestre din alea de la necrolog, negru, întunecat. Acolo este un om. Mi-ar plăcea foarte mult să vă văd tipul, să simt că informația mea merge mai departe la persoane vii. Așa că porniți camera, țineți microfonul oprit ca să putem să mergem mai departe și vă mulțumesc din suflet celor care deja ați făcut pasul acesta. 8. Dacă aveți întrebări, păstrați-le, vă rog, notați-le undeva. La final o să avem o sesiune de Q&A și o să vă răspund la toate. Și apropo de asta, este circulă la noi aici în Ardeal o glumiță foarte drăguță care are legătură cu subiectul ăsta pe care am să vă spun. Ci că o familie de țărani coboară cu căruța dealul Feleacului și vine la Cluj. Și în timp ce coboară ei dealul, la un moment dat căruța lor trece pe lângă un tir și copilul micuț începe și strigă: tată, 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 ce-i mă? Ce-i aia? Lasă-mă mă în pașe, vezi de treabă. Stai acolo cu mine. Coboară ei dealul, intră în oraș, ajung frumos lângă teatru, clădire mare, copilul nu a mai văzut niciodată așa ceva. Și întreba: tată, 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 ce-i mă? Ce-i aia, tată? Lași-mă din gură, vezi de treabă, stai acolo și joacă-te, lasă-mă în pași. Continuă aici, merg, ajung la un moment dat în Mărăști, deasupra lor trece frumos un avion când era la aeroport. Vede copilul să sperie, face un chimar bubucat: tată, 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 ce-i aia, ce-i aia? Lasă-mă în pași. La care nevastă sa de lângă el, iritată și ea, zice: da, dar ce nu-i răspunzi la copii? Nu vezi că te tot întreabă de o jumătate de oră, tot își bate gura aici, dar răspunde-i, te rog. Da, știu din gură, lasă întrebe, că așa învață. Acum, eu am să vă rog să puneți întrebări în cadrul acestui webinar, dar eu am să vă și răspund la ele, nu o să vă las cu ele. Pentru asta, ce vă propun acum, în acest moment, am să vă dau 15 secunde la dispoziție, să vă notați 2 întrebări la care doriți să primiți răspuns legat de subiectele pe care le-am discutat până acum, legat de vorbitul public. Ce ați vrea să aflați concret? Nu în chat, nu o să mă uit la chat, undeva pe o foaie sau pe ceva. Notați-vă 2 întrebări. Și până la final, hai să vedem dacă reușesc ca mama Omida să răspund la ele fără să le cunosc. Fără să le știu. Întrebările la care nu răspund, o să le răspund în sesiunea de Q&A de la final. 15 secunde, beau și o gură de apă. Bun. Motivul pentru care vă recomand să stați până la final este 1. O să primiți răspunsuri la aceste întrebări și 2. Am pregătit pentru voi o surpriză sub forma unei, nu i-aș spune tombole, dar am un quiz, am un test la final cu 5 întrebări din conținutul acestui webinar și persoanele care răspund corect la quizul respectiv cel mai repede, o să vedeți că contează și timpul,
Am câte un premiu pentru voi. Am două cursuri audio de public speaking pe care doi dintre voi o să le câștige. Dar pentru asta trebuie să fiți atenți la webinar, că întrebările sunt din webinar și la momentul respectiv să fiți pe fază, să dați răspunsul corect și doi dintre voi o să plece acasă cu un premiu. Așadar, toate motivele ca să stăm atenți până la final. Bun, hai să intrăm în pâine atunci și să vedem ideea că vorbitul în public este în primul și în primul rând o abilitate. Dacă pornim la drum cu ideea asta, că așa cum ne-am dezvoltat alte abilități, putem să ne dezvoltăm și abilitatea asta, avem șanse mari să devenim mai buni. O abilitate ca oricare altă. Așa cum am învățat să conducem mașina, așa cum am învățat să dansăm, așa cum am învățat poate să postăm pe social media sau să folosim Facebook-ul sau YouTube-ul și așa mai departe, așa cum am învățat să machiem sau să tundem, să coafăm, la fel învățăm și să vorbim în public. Toate aceste activități, toate aceste abilități au în comun o formulă care ne ajută să le dezvoltăm. Eu îi spun formula evoluției. Orice ați vrea să învățați să faceți în viața asta, să vorbiți în public, să deveniți mai bun la vânzări, să gătiți mai bine, să conduceți mașina mai bine, aveți nevoie de această formulă formată din trei elemente. Avem nevoie să stăpânim teoria. Care credeți că sunt celelalte două? Hai să vedem. Scrieți-mi în chat, că deja v-am dat așa un hint. Avem nevoie de teorie, adică să cunoaștem regulile, principiile, regulile de circulație, pașii de dans. Uite, practică, practică, practică. Bun. Avem nevoie de practică. Corect. Felicitări. Când mergem la examenul auto, trebuie să învățăm regulile de circulație și să facem orele de condus. Dar mai este încă un element care, dacă îl avem, ne ajută să accelerăm foarte mult evoluția și să reușim să evoluăm într-un timp mult, mult mai scurt. Dacă nu avem elementul ăsta, o să dureze foarte mult pentru a putea ajunge la un nivel foarte ridicat. Curiozitate, repetiție, oportunitate, curaj, determinare. Hopa, că cineva a scris răspunsul corect, hai să văd cine. Eliza Văleanu. Felicitări, Eliza! Avem nevoie de feedback. Gândiți-vă la abilitatea de a conduce mașina. Învățăm teoria, mergem la orele de practică și în dreapta noastră îl avem pe instructor care ne spune ce facem bine și ce greșim și ce ar trebui să schimbăm. La orele de dans, învățăm pașii, știm care sunt figurile, mergem în sala de curs, le executăm și avem un instructor care ne spune ce facem bine, ce nu facem bine. Dar avem nevoie de acest feedback, de cineva să ne spună dacă modul în care punem teoria în practică e unul corect sau greșim și să ne spună cum anume să îmbunătățim felul acesta. Orice abilitate, dacă vă stabiliți mâine că vreți să vă dezvoltați o abilitate, aveți nevoie de aceste trei elemente. Puteți să urmăriți toate cursurile posibile de public speaking, puteți să citiți cărți, puteți să mergeți la training, să acumulați teorie. Dacă nu o puneți în practică, o să vă ajute doar dacă participați la concursuri de cultură generală. Să știți să răspundeți. Practica fără teorie s-ar putea să vă creeze foarte multe probleme. Să te urci în mașină fără să știi regulile de circulație. Iar feedback-ul te ajută să evoluezi într-un ritm foarte rapid. Asta e procesul prin care am trecut și eu. Toată teoria am acumulat-o în ultimii 7 ani de zile, investind peste 5.000 de euro din banii mei, că n-am învățat la școală vorbit în public, l-am învățat în privat, pe cheltuiala mea, citind cărți, am devorat tot ce am găsit în piața din România și cele mai bune cărți din străinătate legate de vorbit în public, am mers la cursuri, la traininguri, ca să pun în practică și să învăț această abilitate și am primit feedback de la mentori. Mentori români, mentori străini, campion mondial de la care am învățat ce greșesc și ce fac bine și cum să merg mai departe. Am testat toate informațiile astea în evenimente, la conferințe de business, la speech-uri, la TED, la conferințe de dezvoltare personală și mi-au adus rezultate, cum spunea Cristian, premii la nivel național și european și am început să le dau mai departe, așa cum fac și astăzi cu voi. Am predat tehnicile acestea în peste 550 de prezentări la peste 3.000 de persoane. Deci nu vă spun lucruri din cărți. Vă spun lucruri pe care le-am luat din cărți, le-am luat din cursuri, le-am testat, am văzut ce funcționează și acum vă dau mai departe doar lucrurile care cu adevărat produc rezultate. Nu-mi plac oamenii care doar vorbesc din cărți, nu din propria experiență. Avem nevoie să,
să citim, să ne documentăm, dar să aplicăm, să testăm, să validăm informațiile pe care le acumulăm. Și astăzi vă transmit mai departe aceste informații, pentru că mi-am dat seama în această perioadă de timp că vorbitul public, această abilitate mare, este formată din abilități mai mici, și anume 9. Există 9 abilități mai mici care, la un loc, la un pachet, toate conlucrând, ne ajută să devenim, îmi place să spun, super speaker, prezentatori mai buni. Hai să vedem care sunt cele 9 abilități și motivul pentru care acest webinar se numește 9 secrete pentru o prezentare mai bună, 9 strategii, este că fiecare abilitate vine la pachet cu un secret. Pentru fiecare abilitate în parte, am să vă ofer un secret care să vă ajute să o implementați. Hai să vedem care sunt ele. Prima abilitate răspunde la următoarea problemă. Problema numărul 1. Oamenii se plictisesc atunci când nu văd relevanța informației. Când nu pricep la ce ajută discursul tău. Dacă vă gândiți, sunt convins că ați participat la un moment dat la evenimente, la conferințe, în care oamenii tăi vorbeau despre niște chestii interesante, dar nu vedeați ce să faceți voi cu informațiile respective. La ce mă ajută pe mine toate? Pare interesant ce zice omul, pare așa, citit, deștept, dar nu văd cu ce mă ajută pe mine. Din păcate, foarte mulți profesori și cadre didactice se află în această situație. Dețin informații super valoroase, dar elevilor, studenților se plictisesc și nu sunt atenți, pentru că nu înțeleg, nu văd la ce ajută toată informația respectivă. Și nu-i responsabilitatea lor, nu-i vina lor, că nu văd, e responsabilitatea profesorului să-i arate relevanța și utilitatea informației respective. Dar nu doar în cadrul didactic, doar că eu am avut parte la viața mea de mulți profesori care nu mi-au arătat relevanța informației și am niște sechele din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem cum rezolvăm problema asta. O rezolvăm cu prima mini-abilitate și anume planificarea prezentării. Avem nevoie să devenim buni la a planifica discursul, prezentarea noastră. La ce mă refer când spun planificare? Mă refer la să învățăm cum să ne stabilim obiective pentru prezentarea noastră. Obiective SMART. Cum știu că prezentarea mea va avea succes sau nu va avea succes? Când mă refer la planificare, mă refer la să fac o analiză corectă a publicului. Cui vorbesc? Care sunt elementele care definesc publicul? Vârsta, sexul, interesele, dorințele, nevoile, problemele. Aceeași informație poate să fie super relevantă pentru un grup de persoane și complet inutilă altui grup. Să vorbești despre indicatori de performanță în vânzări unor manageri, poate să aibă un succes maxim. Să vorbești despre indicatori de performanță în vânzări la un grup de mecanici auto, nu știu cât de mult îi interesează pe ei. Aceeași informație, super valoroasă, dar nu este adaptată publicului. Și nu publicul de vină. Tu ești responsabil să-ți dai seama, ok, cine e publicul meu și ce pot să-i ofer acestui public? Tot la planificarea prezentării se referă și la o analiză a contextului. Unde vorbesc? Când vorbesc? Cât timp am? Care este tematica evenimentului? Nu-i tot una să am 10 minute la dispoziție sau să am 120 de minute la dispoziție. Pentru că pot să-mi adaptez conținutul la timpul pe care îl am. Și Winston Churchill are o vorbă foarte faină din punctul ăsta de vedere. El spune că dacă am 10 minute la dispoziție să vorbesc, am nevoie de 2 zile de pregătire. Dacă am 10 minute. Dacă am o oră de vorbit, am nevoie numai o zi de pregătire. Dacă pot să vorbesc cât vreau, pot să încep și acum, n-am nevoie deloc de pregătire. Cu cât timpul de discurs, de prezentare e mai scurt, cu atât timpul de pregătire e mai lung. Pentru că am nevoie să mă folosesc de fiecare secundă și fiecare minut la maximum valoare. Să pot să folosesc la maximum fiecare clipă pe care o petrec. În planificarea prezentării mă refer aici la documentare, okay, cum fac rost de informații, ce surse am, mă folosesc de cărți, mă folosesc de studii, statistici, ce anume o să folosesc în prezentarea mea
Și planificare înseamnă și pregătirea, adică repetarea și internalizarea ideilor. Lucru pe care foarte multă lume nu-l face. Repetare înseamnă să-mi repet acasă, cu voce tare, prezentarea, discursul, ca să mă pregătesc pentru speech-ul propriu-zis. Hai să vedem care e secretul legat de această abilitate. Secretul se numește WeFM. Vă rog să-mi dați un semn cu mâna, dați-mi vă rog un semn cu mâna, dacă ascultați radio. Hai să vedem, cine ascultă radio? Pam, 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 pam. Bineînțeles, aia care au camerele pornite. Restul, dacă nu aveți camera pornită, nu ridicați mâna, că nu o să vă văd. Bun, mulțumesc frumos. Ce radio ascultați? Puteți să-mi scrieți rapid în chat postul vostru favorit de radio? Hai să vedem. Ce anume ascultați? DJFM, Magic, Guerilla, Romantic, Dance FM, Virgin, Europa FM, Magic FM, Europa FM, Rock FM. Uite că nimeni nu ascultă UFM, dar cu toate astea, vă garantez, cu toții ascultați UFM în fiecare zi, fără să vă dați seama. Ce se întâmplă la radio dacă, hai să presupunem, că voi sunteți proprietarii unui post de radio. Se numește UFM. Și postul ăsta de radio emite, transmite, pe frecvența 100 MHz, 100 FM. Dacă toți ascultătorii voștri ascultă pe 90 FM, o să vă audă? Nu. Am nevoie să transmit pe aceeași frecvență pe care ascultă publicul meu. La fel e și în sală, când țin o prezentare. Am nevoie să mă calibrez pe frecvența pe care ascultă publicul meu. Și de fiecare dată publicul ascultă UFM, postul ăsta de radio. Ce înseamnă UFM? UFM vine de la What's in it for me? Ce-mi iese mie din asta? Asta este întrebarea la care e nevoie să găsim răspuns încă din procesul de planificare a prezentării. Cu ce ajută pe om prezentarea mea? Într-o ședință, am 3 minute în care să prezint un raport. Cu ce o să-i ajute pe oameni raportul meu? Am un mesaj de transmis echipei mele. Cu ce o să-i ajute pe ei? Nu vorbim doar pentru că trebuie să vorbim, ne aflăm în treabă, trebuie să transmit informația asta. Vorbim pentru a le oferi oamenilor informații de valoare. În momentul în care facem cunoștințele noastre, informațiile noastre relevante pentru public, i-am captat atenția și o să avem alături de noi. Care e motivul pentru care la începutul acestui webinar am vorbit despre problemele vorbitului în public, despre situațiile în care vorbim în public? Ca să fac tot webinarul relevant pentru voi. Ca să nu aveți impresia că ăsta e un webinar pentru speaker profesionist. Eu nu am nevoie de așa ceva. De ce trebuie să ascult chestia asta? Păi hai să vă spun. Uite în ce situații ne aflăm zilnic. Uite ce probleme întâlnim. Așa că astăzi vreau să vă spun cum puteți să rezolvați problemele astea. Am făcut informația relevantă pentru voi. Ce vă recomand? În procesul de planificare a prezentării, gândiți-vă. Cine este publicul meu, ce probleme are el sau ce dorințe are el și cum pot eu, cu informațiile pe care le dețin, să-l ajut să-și rezolve acele probleme și acele dorințe, să-și îndeplinească dorințele. Dacă pornesc de aici pregătirea și planificarea discursului, am șanse foarte mari ca oamenii să fie atenți la mine. Și dacă le și comunic chestia asta la începutul prezentării, cu atât mai repede le captez atenția. Dar deja intrăm în abilitatea cu numărul 2. Abilitatea cu numărul 2 răspunde la următoarea problemă. Oamenii nu sunt atenți la tine atunci când le este greu să-ți urmărească șirul ideilor. Când le este greu să-ți urmărească argumentarea. Când au impresia că vorbești pe lângă, că dai pe lângă subiect, că deschizi 100 de paranteze și nu le mai închizi, nu văd cum se leagă ideile între ele. Și atunci nu mai sunt atenți, că nu reușesc să te urmărească. Cum rezolvăm problema asta? Cu abilitatea numărul 2. Organizarea ideilor. Structură. Avem nevoie de structură la prezentări. Nu spunem doar ce ne trece prin cap, ci ne gândim cum anume putem să legăm ideile respective. Vă rog să-mi dați un semn dacă ați făcut vreodată un puzzle. Un semn cu mâna. Ați făcut vreodată puzzle? Hai să vedem, uite, Simina ridică mâna, Mariana, Clara, Adrian.
Da, sau cu o reacție. Dacă aveți camera închisă, puneți acolo o reacție. Mulțumesc, Corina. Bun, ați făcut puzzle. Știți foarte bine că la puzzle ai o pungă mare cu o grămadă de piese pe care trebuie să le îmbini ca să se potrivească, să iasă imaginea din final. Piesele respective au un loc specific, un singur loc în care se potrivesc. La fel e și la discurs. Ideile își au locul lor. Ce s-ar întâmpla la puzzle dacă eu aș lua piese și folosind forță brută, pur și simplu le-aș împinge unele în altele, indiferent de poziția lor? Nu o să iasă ceea ce trebuie. S-ar putea să iasă forma finală, dar înăuntru o să fie un mozaic. E, așa cum la puzzle fiecare piesă își are locul ei, ar fi bine ca atunci când îmi organizezi ideile să privești discursul ca un puzzle și ideile să-și aibă fiecare locșorul său și să se conecteze cu ideea precedentă și cu ideea următoare, să aibă un fir roșu. Hai să vedem cum facem asta. Secretul cu numărul 2, înainte de secret. Ce înseamnă organizarea ideilor? Înseamnă să-mi dau seama, să știu că există tipologii diferite de discurs, 3 la număr, informativ, persuasiv și inspirațional, fiecare cu obiective diferite. Să știu cum anume să am o introducere de impact, un conținut atractiv și valoros, o încheiere memorabilă și în situațiile în care nu am timp să mă pregătesc, să știu cum anume să pot să improvizez. Toate astea țin de structură. Secretul pe care vreau să vi-l transmit astăzi se numește scheletul, este schema unei prezentări tipice. Nu o să intru foarte multe detalii, ar trebui să stăm câteva zile ca să învățăm efectiv o structură generală, dar în mare, cam așa arată structura unei prezentări. Avem 3 părți, am învățat asta încă din școală. Introducere, cuprins și încheiere, nicio problemă. Ce facem în fiecare parte și care e rolul fiecarei părți? Rolul introducerii este să capteze atenția și să stârnească interesul. Asta avem de făcut încă din primele minute. Să-i facem pe oameni atenți și să-i facem curioși. Nu să spunem, bună ziua dragilor, astăzi o să vorbim despre bujiile la mașini. Știm deja lucrul ăsta. În momentul în care mergem la un eveniment, participăm la o ședință, știm în mare despre ce o să fie vorba. Dacă asta fac eu la început, le spun oamenilor despre ce o să fie vorba, e plictisitor. Ce am de făcut la început este să-i fac atenți și să-i fac curioși. În cuprins, rolul cuprinsului este să prezint informația într-un mod cât mai atractiv. Practic, aici ele ofer oamenilor maximum de valoare. Ok, cum pot să prezint acea informație într-un mod cât mai interesant? Iar rolul încheierii este să mă ajute să-mi ating obiectivul. Obiectivul depinde de tipul de discurs. Să mă ajute să-i informez mai bine, să-i conving sau să-i inspir. Și o să vedem cum facem asta. Bun. Asta e motivul pentru care avem introducere, cuprins și încheiere. Cum facem asta? Foarte pe scurt, în introducere captăm atenția și stârnim interesul prin 3 elemente. Am nevoie de ceva surprinzător, am nevoie să comunic beneficiile și am nevoie să interacționez cu publicul. Toate astea în primele minute, în primul 10% din prezentare. Ceva neobișnuit. Ce am făcut eu la începutul webinarului? Eu nu vorbesc în public, doar preoții și politicienii fac asta. Ceva neobișnuit. V-am prezentat beneficiile, v-am spus, uite care sunt problemele, uite ce o să învățați astăzi, uite la ce o să vă ajute. Și am interacționat cu voi. V-am pus să scrieți în chat, să răspundeți la întrebări. Lucrurile astea toate le-am făcut în prima parte a prezentării, astfel încât să fiți atenți și să fiți curioși pe mai departe. Ce avem de făcut în cuprins? În cuprinsul 3 elemente. Importantă este ordinea lor. Avem nevoie, în primul rând, să realizăm o conexiune emoțională cu publicul, după care să-i transmitem informația și, în final, să credibilizăm informația prin cât mai multe exemple. Dar ordinea ideală este aceasta. Conexiune emoțională, informație și exemple. Iar în încheiere, în funcție de obiectivul pe care îl am, există 3 tipologii diferite de încheiere. Pot să închei sumarizând informația, printr-un call to action, un îndemn la acțiune, sau printr-o buclă. Buclă însemnând să revin la ideea cu care am pornit discursul. Hai să vedem cum se adaptează aceste elemente.
să vă pun pe Virginia, ca să nu ne deranjeze. Hai să vedem cum anume adaptăm aceste elemente la cele trei tipologii de discurs. Dacă avem un discurs informativ, focusul nostru principal, așa cum este acest webinar, este pe informație și pe sumarizarea ei la final. Asta am în vedere în primul și în primul rând. Informația e important să fie cât mai bine structurată. De ce se numește 9 secrete? Pentru că e ușor de urmărit. Secretul 1, 2, 3, 4, 5, 9. De ce anume sunt 9 probleme? Ușor de urmărit. 8 reguli administrative, 10 beneficii, 10 situații. Toată informația este numerotată ca să poată să fie urmărită cu ușurință. Și ăsta este un element specific discursului informativ. La discursul persuasiv, cel de convingere, focusul este pe beneficii, pentru că dacă vreau să-l conving pe om să facă ceva, am nevoie să-i spun de ce să facă acel lucru. Deci mă focusez pe beneficii, mă focusez pe emoție, pentru că actul de a face o acțiune are în spate o decizie emoțională, în primul rând, nu una informațională. Luăm decizia de a cumpăra ceva sau de a face ceva pentru că simțim ceva. Atunci avem nevoie să-l facem pe om, publicul nostru, să simtă ceva. Cum facem asta cel mai ușor? O să aflați imediat în următorul secret. Avem nevoie de cât mai multe exemple de credibilizare și în final am nevoie de un call to action, să-i spun omului, uite ce te încurajez să faci, uite ce îți recomand să faci. E ideea, modalitatea cea mai bună de a încheia un discurs persuasiv. Discursul inspirațional se bazează în special pe emoție, iar elementul său caracteristic este bucla. O să vedeți foarte multe astfel de exemple pe platforma TED.com, pentru că multe din discursurile de acolo sunt inspiraționale. Buclă, repet, înseamnă să închei revenind la ideea cu care am început, realizând un cerc complet și omul are o senzație de finalitate. Am ajuns la final. Spuneam că emoția este foarte importantă. De ce? Pentru că vine următoarea problemă, problema 3. Oamenii nu sunt atenți la tine atunci când nu sunt implicați emoțional. Stau și ascultă și primesc informații, dar nu există o conexiune emoțională cu ei. Și asta e 3A, mai este și 3B. Oamenii nu te înțeleg dacă nu folosești, când folosești cuvinte prea sofisticate. Dacă ai un jargon foarte de specialitate, va fi greu să relaționezi cu publicul tău. Le-am pus astea două una lângă alta pentru că soluția pentru ambele e abilitatea cu numărul 3, și anume storytelling. Abilitatea de a spune povești. Vrei să-i faci pe oameni să simtă emoții? Spune povești. Vrei să-i faci pe oameni să fie atenți la tine? Spune povești. Dați-mi, vă rog, un semn dacă atunci când v-am spus întâmplarea cu țăranii cu căruța, ați fost atent la ce se întâmplă. De ce? A fost o poveste. În momentul în care spunem povești, reacția celor care ne ascultă e n-o zi. Hai, zic că-s foarte cool. Hai să zic ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Zi. Încă de mici suntem programați să ascultăm cu atenție când ni se spun povești. De ce? Că ni s-au spus foarte multe povești atunci când eram mic. Și cumva suntem curioși să aflăm ce se întâmplă. Suntem mai curioși să aflăm conținutul unei povești decât cei 7 pași ai libertății financiare. Dar dacă spun, hai să zic cum am reușit să fac o căruță de bani. Zi. E mult mai personală informația în momentul în care o punem sub formă de poveste. Când vorbim despre storytelling, avem nevoie să învățăm ce tipologii de povești există, că sunt povești diferite, cu structuri diferite, care sunt elementele de bază ale unei povești, care este structura, desfășurarea ideală a unei povești ca să-l țină pe om atent, de unde putem să facem rost de povești și care sunt cele mai potrivite cârlige emoționale, astfel încât să-l captăm cât mai mult pe cel care ne ascultă. De ce funcționează atât de bine poveștile? Pentru că noi oamenii avem un creier cu două emisfere care funcționează puțin diferit. O emisferă este logică, rațională și o emisferă este mai degrabă creativă, mai emoțională. Poveștile, și dacă plecați cu un lucru din webinarul ăsta, m-aș bucura ăsta să fie, poveștile sunt singurul element care reușește să activeze ambele emisfere în același timp. Când vorbim de discurs, de prezentare, singurul moment în care ambele emisfere funcționează și se active foarte puternic e momentul în care ascultăm o poveste. De ce? Pentru că nu doar că auzim cuvintele și analizăm acțiunea,
Și în mintea noastră se și desfășoară un film. Putem să vedem cu ochii minții ce se întâmplă. Și atunci ambele emisfere funcționează foarte puternic și în acele momente gradul de retenție, de memorare a informației crește foarte puternic. Asta e motivul pentru care, din discursuri, de cele mai multe ori, publicul ține minte cel mai mult poveștile și exemplele. Acum, când spun povești, nu mă refer la sufița roșie, albă ca zăpada și așa mai departe. Mă refer la experiențe personale, exemple concrete din viața ta. Asta sunt povești. Hai să vedem care e secretul când spunem povești. Secretul se numește cei șase ce ai povestitorului, cele șase elemente de bază, esențiale, pe care ar trebui să le conțină o poveste. Repet, când spunem povești, în cuprins, înainte de informație. Acolo includem poveste. Bun. Cei șase ce ai povestitorului. Avem nevoie așa. În primul și în primul rând, ca orice poveste a fost o dată ca niciodată, avem nevoie de cadru. Să le spunem oamenilor când și unde au loc întâmplările. Anul trecut, în luna mai, fii atent ce mi s-a întâmplat. Când aveam 10 ani, la Huedin, fii atent ce mi s-a întâmplat. Cadru. 2. Avem nevoie de personaje. Ideal ar fi să fie mai multe decât un tu. Dacă ești doar tu, e destul de plictisitoare toată treaba. Ai nevoie să mai interacționezi cu cineva în povestea respectivă. În povestea cu țăranul cu căruța, e omul, e nevastă sa, e copilul și între ei există conversație, există dialog. Avem nevoie de dialog pentru a ridica nivelul de energie din poveste, pentru a da mai mult dinamism și pentru a ne ajuta să dăm viață personajelor respective. Pe lângă conversație, avem nevoie și elementul de bază dintr-o poveste este conflictul, adică problema. Trebuie să existe o problemă în poveste, că altfel e degeaba. Cum ar fi, la un moment dat, în anul 1900X, Titanicul a plecat din Liverpool și a ajuns cu bine New York. The end. Neinteresant. A fost odată o scufiță roșie care a plecat de acasă de la mama cu pachetelul cu merinde, a trecut prin pădure și a ajuns cu bine la bunica. Și bunica a mâncat. The end. Sfârșit. Neinteresant. Elementul care face ca povestea să fie cu adevărat captivantă este că apare o problemă. Ceva se întâmplă în povestea respectivă. Cu cât acest conflict apare mai devreme, cu atât omul devine mai interesat și mai captat de povestea respectivă. După ce prezentăm conflictul, avem nevoie să prezentăm și cum anume el se rezolvă. Adică avem nevoie de o concluzie. Măi, până la urmă, povestea ta cum se termină? Din păcate, am asistat de-a lungul timpului la mai multe prezentări, discursuri în care omul își începe povestea, spune că ok, și în momentul respectiv am dat faliment și uite ce am învățat. Bine, dar după ce ai dat faliment, ce s-a întâmplat mai departe cu viața ta? Cum s-a schimbat viața ta? Înțeleg că ai învățat niște chestii, dar ce s-a întâmplat mai departe? Arată-mi cum anume se termină povestea respectivă pentru tine. Și ultimul punct, avem nevoie și de o morală. Îi spun cheie pentru că trebuie să înceapă tot cu litera C, că sunt cei șase C. Avem nevoie de o morală. Motivul pentru care spunem o poveste nu este pentru că am și eu ceva de spus. Nu. Motivul principal pentru care spunem o poveste este să transmitem mesajul de la final. Toată povestea o spunem pentru acel mesaj de la final. Ceea ce învață omul din poveste. Da, povestea ne ajută să ne conectăm cu publicul, să-l facem atent la noi și așa mai departe. Dar dacă la final nu îi oferim ceva valoros, o lecție din povestea respectivă, îi degeaba povestea. Avem nevoie la final să spunem un mesaj. Mantra pe care eu o am legată de povești e no story, no glory. Avem nevoie de cel puțin o poveste, un exemplu personal în fiecare discurs al nostru. Indiferent de obiectiv, că e inspirațional, că e persuasiv, că e informativ, avem nevoie de cel puțin un exemplu personal ca să le arătăm oamenilor că noi am pus în practică acea informație, am aplicat. Hai să mergem mai departe și ajungem la problema cu numărul 4, care sună în felul următor. Oamenii se plictisesc din cauza că
există monotonie auditivă. Observați că am pus și acel cuvânt auditiv pentru că sunt mai multe tipuri de monotonie. Dar asta e cea mai des întâlnită. Ce înseamnă monotonie auditivă? Te plictisești de modul în care vorbește omul din fața ta. Ca să rezolvăm problema asta, ne folosim de abilitatea cu numărul 4 și anume varietatea vocală. Evident, când vorbești în public, vorbești cu gură, vorbești. Dar modul în care vorbești influențează rezultatul final. Și avem nevoie să ne concentrăm pe vocea noastră pentru a o face cât mai atractivă. Varietatea vocală nu înseamnă doar să vorbești melodios, înseamnă să ai atenție, să ai focus pe elementele de bază ale vocii, să ai o dicție corectă și clară, să reușești să-ți adaptezi vocea la mesaj. Că nu-i tot una când anume vorbești ferm, când vorbești mai jucăuș, când ești mai calm. Ai nevoie să poți să-ți adaptezi stilul, tonul, la mesajul pe care îl transmiți, la contextul în care vorbești. E important să eliminăm ăurile și cea mai simplă tehnică pentru a le elimina este, fiți atenți, secret, închide gura când ai terminat de vorbit. Atât. Când ți-ai terminat ideea, închide gura, repede. Ăurile apar atunci când ne-am terminat ideea și căutăm în mintea noastră ce să zic mai departe. Sau îmi caut cuvântul. Și las gura deschisă. Și scot sunetul ăla ca să umplu auditiv mediul. Pentru că nu vreau să fie liniște. Ai terminat de vorbit? Închide gura. Dispară lumina. Și un ultim element este legat de modul în care reușim să folosim pauzele pentru a crea suspans și pentru a scoate anumite idei sau cuvinte în evidență. Bun, hai să vedem care este secretul legat de voce. Secretul se numește EKG. De la ce vine EKG? Ce este EKG-ul? Am să vă rog să-mi dați un semn. Scrieți-mi în chat. Ce e EKG-ul? Ce-i cu treaba asta? Pam, 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 pam. De unde vine? De ce am zis EKG? Ați stat un pic prea mult așa, fără să interacționăm. Electrocardiogramă. Corect. Dar ce face? Ce face electrocardiogramă? Ce face acest EKG? Ce reprezintă el, de fapt? Uite, arată așa. Vai, vai inima mea. Variază. Măsoară bătăile inimii. Bun, corect. Arată pulsul. Da? Bătăile inimii. De ce îi spun EKG? Pentru că, pentru mine, graficul unui EKG seamănă foarte mult cu un alt grafic. Seamănă foarte mult cu acest grafic. Pe graficul ăsta vedem, este o audiogramă, apar variațiile vocii. Dacă ați folosit vreodată un soft de editare audio, acolo le vedeți foarte clar. Sunt variațiile de intensitate, în special ale volumului. Pe ea apare volumul vocii. De ce fac comparația între ele? Pentru că ce se întâmplă în momentul în care EKG-ul nostru arată așa? Vă rog să-mi spuneți. Ce se întâmplă dacă EKG-ul nostru e așa? Hai să vedem. EKG-ul. Dacă EKG-ul e așa, tăcere. Ești mort. Nu se mai întâmplă nimic. Bine, Doamne ferește să se întâmple chestia asta. Ok, ești mort. Când pulsul e liniar, s-a oprit inima. La fel se întâmplă și în discurs. Dacă audiograma voastră, graficul vostru de voce e așa, a murit discursul. Și a murit și atenția publicului vostru. Trage pe dreapta. Inima discursului vostru e vocea. Dacă vreți ca discursul vostru să aibă viață și să țină publicul în viață, aveți nevoie să vă variați și să vă modulați vocea. O voce monotonă îi trage pe linie moartă pe oamenii care vă ascultă. Nu mai poți să asculți pentru că te-ai plictisit și te-ai obișnuit atât de tare cu stilul respectiv. Îi plictisești pe oameni. Și acum vine întrebarea, bine, dar cum să-mi variez vocea, Dumnezeu? Păi sunt trei mari elemente ale vocii pe care le putem varia, pe care le putem modifica. Și acestea sunt
Tonul, nu ăla care înoată prin apă, tonul vocii. Volumul, intensitatea, cât de tare sau de încet vorbesc. Și ritmul, care este viteza cu care vorbesc, dacă ea este una foarte accelerată sau este una mai lentă. Și ideea este să variez în mod conștient aceste elemente. Cum anume fac lucrul ăsta? În cursurile pe care le predau, în trainingurile pe care le țin, eu propun un model inspirat din energiile arhetipale descoperite și promovate de Carl Gustav Jung și mă folosesc de trei dintre ele. Și anume, energia de războinic. Ce mă refer aici? Este acea atitudine fermă, hotărâtă, care oferă indicații, sugestii, de plic, cu foarte multă încredere în sine, stăpână pe sine, cu foarte multă putere. Avem momente în viață, cu toții, în momentul în care îi spunem cuiva, te rog, fă asta. Ferm, fără să lași loc de îndoială. Uitați ce avem de făcut în trimestru cu numărul 3. Am nevoie să-ți iei medicamentele acum. Fără să urli, fără să fii agresiv, ferm. Asta este atitudinea de război și avem nevoie de ea în discursul nostru. O altă atitudine de care ne putem folosi este atitudinea de clovn, jucăuș, bufon. Este acea atitudine pe care eu o folosesc, de exemplu, când spun povești. Povestea țăranului, cu căruța și cu femeia și cu copilul. Mă joc cu vocea mea pentru că este o atitudine glumeață, jucăușă, distractivă. Mă ajută foarte mult să mă conectez cu publicul, să ridic nivelul de energie, să creez o conexiune cu el și e foarte efervescentă. Avem această atitudine atunci când povestim poate cu prietenii și avem ceva foarte fain să le spunem. Atunci când ne simțim foarte fericiți și vrem să vorbim despre lucrul ăsta. În viața de zi cu zi intrăm și în această stare. Și mai există un stil. Este stilul înțeleptul. Calm, așezat, empatic, plin de compasiune. Și vorbim în stilul acesta în momentul în care vrem să transmitem mesaje mai profunde. Când atingem puncte mai sensibile. Când dorim să ne conectăm un pic mai profund cu publicul nostru. Și nu putem nici să fim cu un nivel foarte ridicat de energie, nici să fim jucăuși, ci nevoie să fim pur și simplu calmi. Ce avem de făcut într-un discurs este să combinăm cele trei energii. Pentru că oamenii din publicul nostru au și ei tipologii diferite. Unii sunt mai autoritari, unii sunt mai jucăuși, alții sunt mai zen. Și avem nevoie să vorbim pe limba lor. Cum putem să facem aceste exerciții? Bine, putem să mergem la un curs și să învățăm practic să facem asta, dar puteți și voi acasă să faceți un exercițiu care o să vă ajute. Și anume, citiți cu voce tare. Beletristică. De ce beletristică? Pentru că în cărțile de beletristică sunt personaje, sunt povești și astea vă permit să intrați în toate cele trei atitudini, în toate cele trei stiluri. Cărțile de dezvoltare personală, cărțile tehnice, sunt foarte informatice, pragmatice. Și ele îți permit mai degrabă să intri în stilul de războinic, dacă le citești. Ferm și autoritar, ok, trei pași, patru sugestii și așa mai departe. Cărțile de beletristică îți permit să intri în celelalte stiluri. Dar de ce să citești cu voce tare? Pentru că dacă vrem să ne variem vocea conștient, atenția noastră trebuie să fie pe voce, nu pe să mă gândesc la ce trebuie să zic. Dacă focusul meu este să-mi aduc aminte de ok, ce trebuie să zic în continuare, nu pot să fiu atent pe voce. Cititul cu voce tare rezolvă această problemă, pentru că textul e în fața mea. Nu mai trebuie să mă gândesc la text. Pot să mă focusez pe cum citesc textul, cum îl interpretez, cum îi ofer modulație. Nu mai trebuie să mă gândesc la ce spun, ci cum spun. Ideal ar fi ca acest exercițiu de citit cu voce tare să-l faceți alături de cineva ca să primiți feedback. Copii, nepoți, iubiți, iubite, părinți, citiți-le ceva ce vă place. Nu trebuie să fiți masochiști să citiți cărți care nu vă plac. Beletristică, aventuri, fantasy, romane polițiste, romane de iubire, ce vreți voi. Citiți cu voce tare
și citiți într-un fel în care să-i placă ascultătorului. Întrebați-l la final, cum ți s-a părut? Ți-a plăcut? Ce să schimb? Și făcând acest exercițiu, aplicați acele modulații și în discursurile voastre ulterior, mai informative, mai abstracte, pentru a le da viață. Bun, dați-vă rog un semn dacă are sens pentru voi sau dacă considerați că vă poate ajuta acest exercițiu. Să văd că sunteți aici prezenți. Plus, 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 uite, mâini ridicate, semne, am și niște reacții. Bun, perfect. Întreb lucrul ăsta, că, uite, ajungem la jumătatea webinarului, am discutat despre 4 secrete, mai avem încă 5. Hai să vedem care este următorul secret, care răspunde la problema cu numărul 5, oamenii se plictisesc din cauza monotoniei vizuale. Am spus că există mai multe tipuri de monotonie. Cea mai cunoscută este cea auditivă, că vorbești la fel. Dar există monotonie vizuală, adică mă plictisesc de ceea ce văd. Imaginea pe care o văd e aceeași. Și asta mă trage pe rând. De ce să mă mai uit la ecran? De ce să mă mai uit la tine? Că nu se schimbă nimic din punct de vedere vizual. Cum putem să rezolvăm această problemă, să nu se mai plictisească omul de ce vede? Prin abilitatea cu numărul 5, armonia non-verbală. Limbajul nostru corporal. Și când spun non-verbal, mă refer aici la mimică, ce se citește pe fața noastră, mă refer la contact vizual, mă refer la gesturi, mă refer la postura pe care o avem, mă refer la deplasare, la mișcare și, bineînțeles, cum anume le folosim pe toate astea ca să creăm o primă impresie. Care este secretul pe care vreau să vi-l transmit legat de armonia aceasta non-verbală? Secretul se numește filmul. Ce film? O să vedeți imediat. Vă rog să-mi spuneți dacă vreodată v-ați uitat fie pe laptop, fie pe telefon la o poză mai mult de 10 secunde. Gen o poză, orice fel de poză. Dați-mi un semn dacă v-ați uitat mai mult de 10 secunde la o poză. Uite, Bianca are mâna ridicată, Adrian, Clara, Cristian, Simina, Petronel, mulțumesc frumos pentru implicare. Vă rog să îmi spuneți dacă v-ați uitat mai mult de un minut, nu 10 secunde, un minut, mai mult de un minut la o poză. Un minut, să stai un minut să te uiți la o poză. Uite că sunt persoane care ridică mâna. Vă rog să spuneți dacă ați stat mai mult de 10 minute să vă uitați la o poză. Nu mai. E un semn sănătos lucrul ăsta. Aș fi spus că ai niște probleme dacă stai să te uiți la o poză 10 minute să te holbezi la ea. Dar, hai să mergem mai departe. Vi s-a întâmplat vreodată să stați mai mult de 2 ore să vă uitați la un ecran pe care mergea un film? Cu siguranță toată lumea. Care e motivul pentru care ne uităm la un ecran într-o situație maxim un minut și în altă situație același ecran putem să ne uităm mai mult de 2 ore? Pentru că există ceva în mișcare acolo. Există o dinamică. Se schimbă ceva pe ecranul respectiv. Într-un film, imaginile tot timpul sunt în mișcare. Pozele sunt statice. Nu o să stai să te uiți la o poză statică mai mult timp. E aceeași imagine acolo. Nu se schimbă nimic. Dar când există o mișcare, o energie pe ecran, ne captează atenția. Ochiul uman automat își îndreaptă atenția spre zonele din mișcare. Cum putem să aplicăm acest principiu? Gesticulați. Mai ales când sunteți în online. Există 2 extreme atunci când ținem prezentări pe care vă rog din tot sufletul să le evitați, că nu vă ajută. Prima extremă o numesc statuie, stană de piatră. Este acel speaker care se așează la pupitru, merge în fața scenei, ia poziția de drept, stă drept și începe și vorbește. Și nu se mișcă deloc. Și te plictisești. Că nu vezi nimic interesant. Mai ales în online. Lucrul ăsta se întâmplă mai ales în online. De ce? Pentru că atunci când vorbim în online, avem tendința să ne apropiem foarte mult de cameră, astfel încât câteodată fața noastră umple tot ecranul și noi dacă vrem să ne mișcăm, putem să ne mișcăm cât vrem, că nu se vede mișcarea. Că unde să intre în ecran mișcarea noastră?
Și pentru asta avem nevoie să luăm un pic de distanță. Mă întrebau la început organizatorii, dar tu o să vorbești din picioare? Da, din picioare vorbesc. De ce? Pentru că am energie atunci când stau în picioare și pentru că dacă iau distanță față de cameră, pot să gesticulez și pe ecran apare mișcare care captează atenția oamenilor. Că vreți, că nu vreți, ochiul vostru fuge în mod constant înspre fereastra unde sunt eu, pentru că acolo se mișcă ceva. Mă vedeți pe mine. Bine, important este să nu alunec în cealaltă extremă. Și ce fac în momentul ăsta? Mă folosesc de gesturi ca să arăt o extremă, cealaltă extremă. La asta folosesc mâinile. Să arăt ce vreau să spun. Cealaltă extremă înseamnă că tot timpul mă mișc. Tot timpul. Este un fel de discotecă aici la mine. Nici asta nu-i ok pentru că îl zăpăcesc pe om. Imaginați-vă că participați la un eveniment și pe scenă, speakerul, dintr-o parte în cealaltă, tot timpul se mișcă. Sau sunt unii care tot merg, eu spun, mișcare de salsa. Față-spate, față-spate. Se tot, zici că au jeli în cul, limbrici. În continuu se fâție. Nu poți să urmărești mesajul pe care el îl transmit. Că tot timpul te uiți la ei, cum se fâție, stânga, dreapta, obosești la un moment dat. Mișcare, dar mișcare cu cap, controlată, conștientă. Dar avem nevoie de acest stimul vizual de mișcare, de deplasare, de gesticulare, ca să le captăm atenția oamenilor vizual. Așa că, implementare în online, poziționați-vă astfel încât, dacă îndoiți mâinile din cot, să puteți să gesticulați la nivelul ăsta al pieptului, al umerilor și gesturile astea să intre în ecran. Dacă asta înseamnă să luați distanță, luați distanță. Bun, mergem mai departe. Problema cu numărul 6. Ai emoții. Atât. Nu, aici nu aveam ce să scriu mai mult pentru că aceste două cuvinte surprind în totalitate care este situația, care e conflictul intern pe care îl avem. Am emoții. Vă rog să-mi scrieți acum încet, la asta sigur aveți un răspuns, ce emoții aveți? Care sunt acele emoții pe care voi le trăiți când trebuie să țineți o prezentare? Mai țineți minte alea 10 situații. La o ședință, la când predau, în fața colegilor, la o emisiune, în orice fel de situație. Ce emoții aveți? Dați-mi, vă rog, un semn în chat, scrie. Zice Andrei, simt că mă pierd. Care este emoția? Nu ce, care e fiziologic. Anxietate, ok. Frică, ok. Tremurul vocii, asta e emoție? Transpir, îi emoție? Deci, anxietate, Ioan. Jenă, ok. Jenă. Hai să vedem ce alte emoții trăim. Stări emoționale, nu stări fiziologice. Lipsă de aer. Lipsa de aer nu neapărat este emoție. Este rezultatul emoțiilor. Nesiguranță, teamă, confuzie, rușine. Ok, bun. Astea sunt emoțiile. Acum ce vă rog să scrieți în chat este aceste emoții pe care voi le simțiți, ce rezultat fiziologic au? Adică, cum le simțiți în corp? Am această stare emoțională, dar ce simt în corp? Cum se manifestă emoția respectivă? Înroșire, transpirație, blocaj, nod în gât, răgușeală, lipsa aer, palpitații, tremur, tremură vocea și picioarele, gol în stomac, tremură vocea, ceva tremură în corpul meu. Bate inima cu putere, văd în gol, văd prin oameni, mă blochez. Okay. Astea sunt reacții fiziologice. Acum, întrebarea mea pentru voi este, având în vedere că emoțiile dau naștere la aceste reacții fiziologice, este ceva oare ce dă naștere la emoții? Ele apar pur și simplu? Sau este ceva care le generează? Gândurile noastre. Spune Denisa, Claudia, Ioana, Valentina. Păi, voi cred că ar mai fost pe la vreun training de public speaking, că văd că știți răspunsul. Felicitări, da. Aici, la mansardă, se întâmplă toată problema. Am problemă cu emoțiile? Ce să fac cu emoțiile? Lucrează la gânduri, pentru că ele îți creează emoții. Ce vreau să vă ofer, o să vedeți, sunt câteva strategii prin care putem să calmăm emoțiile.
Pentru a rezolva această problemă avem nevoie de abilitatea cu numărul 6, care se numește gestionarea emoțiilor. Da, este o abilitate în sine, o abilitate de control emoțional. Gestionarea emoțiilor înseamnă să reușesc să pot să reduc stresul, să reduc anxietatea, frica, teama, jena, grija, să pot să reduc tremurul, nu doar emoția în sine, și reacția ei fiziologică, tremurul vocii, al mâinii, al membrelor, al picioarelor, să pot să transform emoțiile negative în pozitive, nu doar să le reduc, să pot să le transform, să-mi dezvolt stima de sine, o abilitate necesară, și să pot să-mi cresc nivelul de energie la comandă. Toate astea țin de gestionarea emoțiilor. Capitolul abilitatea cu numărul 6. Secretul pe care vreau să vi-l ofer astăzi se numește cei 3 P ai puterii emoționale. Sunt 3 principii, 3 reguli, 3 sfaturi care, dacă le aplicați, nu doar dacă le știți, că dacă le știți nu o să vă ajute cu nimic, dacă le aplicați, o să vedeți foarte repede rezultate la nivel emoțional. Așa că dacă asta e problema voastră, tot ce aveți de făcut este aplicați aceste 3 principii și de săptămâna asta deja o să vedeți rezultate. Primul principiu, foarte simplu, puțină lume îl folosește. Pregătire. That's it. Dragilor, vreți să vă simțiți mai liniștit? Pregătiți-vă pentru discurs. Ce înseamnă pregătire? Pregătire nu înseamnă... M-a anunțat șeful că trebuie să am o prezentare săptămâna ce vine și mă gândesc la ea. Mă gândesc ce să zic. Bine, a te gândi la ce o să zici este o mică părticică din pregătire. Dar nu-i toată pregătirea. Unii fac în compas. Știu că trebuie să țin o prezentare, pregătesc niște slide-uri. Aia e pregătirea slide-urilor, nu-i pregătirea prezentării. Ai pregătit un PPT, PowerPoint. Foarte bine, felicitări. Dar nu-i pregătirea discursului. Pregătirea discursului înseamnă mă gândesc ce vreau să spun, îmi fac o schiță, îmi trec niște idei principale pe foaie, unii chiar își știu tot discursul, dar nu e obligatoriu. Fac slide-urile dacă trebuie și închei cu verbalizarea. Adică mă ridic în picioare acasă și rostesc discursul, rostesc prezentarea cu voce tare de la cap la coadă să văd cum iese. Aia înseamnă pregătire. Nu să mă gândesc la ce vreau să spun. Să spun și să văd cum se leagă ideile între ele. Asta îmi dă siguranță. Asta îmi dă încredere. Asta îmi dă certitudinea că, ok, o să mă pot descurca. Că am făcut acasă exercițiu. M-am ridicat în picioare și am spus discursul. La ce mă ajută această pregătire? În primul rând, mă ajută să nu mai am probleme cu timpul. Dacă eu acasă îmi repet prezentarea, știu dacă mă pot încadra în timp sau nu. Știu ce schimbări să fac pe prezentarea mea. Trebuie să o scurtez sau trebuie să o dezvolt mai mult. Și în același timp mă ajută să nu mai am probleme cu noaptea minții. Să rămân fără idei. Rămân fără idei în momentul în care nu mi-am pregătit suficient de bine prezentarea și nu știu cum să dezvolt o anumită idee. Că m-am blocat în momentul respectiv. N-am făcut suficient de multe repetiții acasă. Așa că vreți să fiți mai liniștiți? Vreți să scăpați de neliniște, teamă, anxietate? Pregătiți-vă prezentarea. Asta e prima regulă. Regula cu numărul 2 se referă la ceea ce ați scris voi anterior în chat. Gândurile sunt se află în spatele emoției. Eu aș spune, merg mai departe și spun că mai multe gânduri la un loc creează un scenariu. Adică un film. Un film care se derulează în capul meu. Cum arată filmul care îmi generează teamă, anxietate, emoții, stres? Filmul arată în felul următor. Vai, dar dacă mă blochez? Vai, dar dacă îmi pierd ideile? Vai, dar dacă se întâmplă? Dar dacă primesc întrebări? Vai, dar dacă leșin? Dar dacă tremur? Dar dacă oamenii văd că transpir? Dar dacă oamenii văd că sunt nepregătit? Dar ce se întâmplă dacă nu le place? Dar dacă nu s-a atenți la mine? Ăsta e film, dragii mei. Ăsta e film horror. Ăsta e un film de groază. Cum vreți să vă simțiți bine când voi vă gândiți la toate chestiile astea apocaliptice? E ca și cum, da, o să mi se întâmple asta, și asta, și asta, și asta. Și eu vreau să mă simt bine. Cu excepția cazului în care sunteți masochiști și efectiv
iubiți durerea și vă place să vă chinuiți? N-ai cum să te simți bine în momentul în care în capul tău rulează un film nașpa. Tu te gândești la toate minunile care ți se pot întâmpla în timpul prezentării și te aștepți să fii relaxat. Păi cum? Dacă toate acele gânduri negative dau naștere la emoții negative și emoțiile negative dau naștere la reacții fiziologice negative, cum să te simți relaxat? Ce ai de făcut? Schimbă filmul. Schimbă canalul. Schimbă de la un film horror la un film happy, victorios. În loc să te gândești la toate minunile care ți se pot întâmpla și nu le vrei, de ce să nu te gândești, în schimb, la ce vrei de fapt să se întâmple? De ce să-ți consumi timpul și energia gândindu-te la ce nu vrei, când ai putea să folosești timpul și energia gândindu-te la ce vrei? Pe lângă faptul că dacă te gândești la ce vrei, crești șansele să devină realitate, acele gânduri pozitive, acele scenarii pozitive, o să dea naștere la emoții pozitive și emoțiile pozitive la reacții fiziologice pozitive. De relaxare, de liniște, de calm. Și tot ce am de făcut e să schimb filmul. În loc să mă gândesc dacă mă blochez, dacă îmi pun întrebări, o să vorbesc fluent. Oamenilor o să le placă de mine. O să ne simțim cu toții foarte bine. Când primesc o întrebare, știu să răspund la ea. În momentul în care vorbesc, oamenii sunt atenți la mine și la final mă felicită pentru discursul meu. Cum să mă simt anxios și neliniștit când ăsta e filmul care rulează în capul meu? N-am cum. Am nevoie să schimb filmul, dar motivul pentru care această tehnică numită pozitivism e a doua tehnică, schimbarea scenariului e a doua tehnică, nu prima, este că dacă nu o faceți pe prima, n-o să funcționeze a doua. Că nu puteți să vă păcăliți în halul ăsta creierul. Tu să zici, o să iasă bine, oamenii o să mă aplaude, o să ne simțim cu toții bine, atunci nu te-ai pregătit deloc. O să știu să răspund la întrebări, dar tu habar n-ai despre ce vorbești. O să vorbesc fluent, dar tu nu ți-ai repetat niciodată prezentarea. Nu poți să te păcălești în halul ăsta. Poți să te minți singur, cât vrei, dar nu funcționează. Și atunci ce ai de făcut este, prima dată, mă pregătesc ca la carte, pentru că atunci am voie să fac pasul 2. Hai să mă gândesc la ce vreau. Și știu că sunt șanse mari să se întâmple ce vreau, pentru că m-am pregătit. După care vine cea de-a treia etapă și avem nevoie de asta pentru că eu am folosit și pregătirea și pozitivismul și cu toate astea, acum 2 ani, am intrat în direct la DGFM. În noiembrie 2019 aveam un training la Sibiu și în fiecare luni, la dimineața plecam de la Cluj spre Sibiu, țineam trainingul și la ora 14 plecam de la Sibiu spre Cluj. Pe drumul de întoarcere, Lucian Mândruț avea o emisiune la DGFM, o mai are și acum în timpul săptămânii, România în direct, oamenii pot să intre în direct și să vorbească despre un anumit subiect. În perioada respectivă erau alegerile prezidențiale, Iohannis, Dăncilă. Și era vorba despre ieșitul la vot. Eu fiind, voiam și eu să vorbesc despre chestia asta, că simțeam că e nevoie să ieșim la vot, să votăm și așa mai departe. Eram la volan, aglomerație, mă plictiseam, zic, hai să-l sun pe Lucian. Pun mâna pe telefon, sun, nu răspunde, a doua oară, a treia oară, după 6 încercări, îl aud. Salut, îmi spui, te rog, numele? Ovidiu. De unde ne suni, Ovidiu? Pe drum, vin de la Sibiu la Cluj. Bine, fii atent, rămâi pe fir, că urmează ca locul de publicitate, după publicitate urmează să intri în direct. Bine. Iau telefonul, mi-l pun frumos pe handsfree, stau frumos la volan. Ok, hai să vină momentul. Se termină calupul de publicitate și l-aud pe Lucian. Salutare, dragilor, bine ați venit înapoi în direct la DGFM. Îl avem pe Ovidiu alături de noi, este pe drum de la Sibiu la Cluj. Ovidiu, te ascultăm. Salut, Lucian. Da, vreau și eu să vorbesc despre importanța asta, ieșiturile la vot și cred că e important cu toții să ne exercităm aceste... Am rămas de-a dreptul stupefiat, șocat. De cât de tare mi s-a subțiat vocea, mâinile mi s-au încleștat pe volan, am strâns din buci, tot corpul mi era încordat, aveam un nod în gât, transpiram, eram agitat și vorbeam super, super repede.
Cred că am terminat în vreo 30 de secunde ce aveam de spus, am închis. După ce s-am terminat toată treaba asta, aveam așa un ușor tremur. Atunci când cobor de pe un roller coaster. Și eram, what the fuck? Ce mi s-a întâmplat? Adică, de ce am reacția asta? Anul trecut, în 2018, am vorbit pe scenă la Atena, în față la 900 de oameni, în finala campionatului european de public speaking. Și n-am avut nicio treabă, eram super relaxat. Și acum m-am încăcat pe mine că am intrat în direct la Digi FM la Lucian Mândruță. De ce? Și bă, te gândesc, ok, ce mi s-a întâmplat? De ce am avut senzația asta? Hai să vedem. Ghicește cineva? Scrieți încet. Care credeți că e motivul pentru care am trecut prin starea respectivă? În condițiile în care, repet, de 6 ani de zile vorbeam în public, am vorbit în față la public numeros, la oameni de afaceri și așa mai departe. Trafic aglomerat, spune cineva. Nu vedeam audiența. E o chestie foarte interesantă. Lipsa controlului. Făceai altceva. Eram strict doar atent la Lucian Mândruță. Mi-am pus și eu întrebarea asta, stând la volan. Băi, de ce am reacționat în felul ăsta? Nu mi-am dat. Nu ți-a venit că ești cu el în direct. Că eram cu el în direct. Ok. M-am gândit când a fost ultima dată când am reacționat similar. Și am identificat două situații precedente din trecutul meu. Una a fost în anul 2013, am avut senzații similare, când am fost pentru prima dată invitat într-un studio de televiziune la TVR Cluj să vorbesc despre un proiect de-a meu. A doua oară a fost în 2014, când am participat pentru prima dată la un eveniment VIP cu speakerii de la Business Days. Punctul comun de fiecare dată era pentru prima dată când am făcut ceva. Asta a fost pentru prima dată când am intrat în direct la radio. Pentru prima dată. Bun. Mi-am pus întrebarea. Bun. Eu nu mai, adică, s-ar putea de-a lungul vieții să mai intru în direct la radio. Nu mai vreau să trec prin așa ceva. Cum să rezolv situația? Păi cum le-am rezolvat pe alealte două dinainte? Păi m-am dus în continuare la alte emisiuni și am mai participat la evenimente VIP cu speaker. Hai să fac același lucru. Dragilor, pe cuvântul meu, în următoarele 6 săptămâni, în fiecare zi de luni, pe drumul de la Sibiu la Cluj, eu sunam în direct la Digi FM, indiferent de tematica emisiunii, indiferent dacă aveam ceva de spus valoros sau nu. Fără UFM, fără nimica. Eu îl sunam pe Lucian Mândruță ca să mă aflu în vorbă. Scopul meu era să-l depășesc acest trac. A doua săptămână sun... Salut, Lucian! Mi-am schimbat și numele ca să nu aibă impresia că e ceva stalker care tot în fiecare săptămână îl urmărește. Salut, Lucian! Sunt David, dar vreau și eu să vorbesc despre rezultatele alegerilor. Uite ce se întâmplă. Similar. A treia săptămână, un pic mai bine. A patra săptămână, un pic mai bine. După 6 săptămâni m-am oprit, țin și eu minte acum, în a 6-a săptămână am sunat de 152 de ori ca să intru în direct la emisiune, că erau mulți pe fir, era legat de un subiect de educația în copilărie, pe care o primim noi în România. Și că mă întreabă, e așa ușor să-l prins pe Ciprian? Da, nu-i ușor. Am început să sun când am plecat din Sibiu și am intrat în direct când am intrat în Cluj. 2 ore, tot redial, 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 ca să pot să intru în direct la el. Și am intrat și în acea 6-a săptămână eram relaxat. Salut, Lucian, sunt Ovidiu. Și vreau să îți spun, uite, prin ce experiență am trecut eu în copilărie legată de partea asta de educație. Super chill și relaxat. De ce? Ce s-a întâmplat între timp? M-am obișnuit. Procesul prin care eu am trecut din punct de vedere psihologic se numește desensibilizare treptată. Adică m-am expus la același stimul care îmi creează panică, stres, anxietate, frică. Din nou. Și din nou, și din nou, și din nou, până m-am obișnuit cu el. Până am zis, da, am mai făcut chestia asta. Nu-i nimic nou. Știu deja cum e. Așa că al treilea principiu este practica repetată. Am nevoie să mă expun din nou și în mod constant. Gândiți-vă cum ar fi să învăț să conduc mașina și să mă duc o dată pe lună la orele de condus. Păi nu o să învăț veci. O să tot am tremurul ăla, teama aia de a mă urca la volan. Am nevoie să mă duc zilnic.
Asta nu înseamnă că neapărat o să țin prezentări zilnic, dar dacă vreți să scăpați mai repede de tracul ăsta de a ține prezentări, în condițiile în care voi aveți o prezentare pe lună, o să fie destul de greu. Pentru că tot timpul o să fie senzația că e ceva nou. Dar păi numai luna trecută am mai vorbit, de atunci s-a dus mult. N-ai timp să te obișnuiești cu asta, pentru că este o distanță foarte mare între prezentări. Ce aveți nevoie să faceți este să găsiți contexte, oportunități de a ține mai multe prezentări pentru a vă obișnui. Ideal este ca miza să nu fie foarte mare. Că dacă miza e foarte mare, și presiunea este foarte mare. Aveți nevoie să vă obișnuiți cu activitatea în sine și ulterior treptat să măriți miza. Adică nu mă apuc să mă duc în față la 2000 de oameni în fiecare săptămână. Pe lângă faptul că nu știu cine o să te invite dacă ai prezentări ratate. Dar dacă miza este una mică, și la DGFM era mică, pentru că niciunul dintre cunoscuții mei nu asculta emisiunea respectivă, adică nu puteam să mă fac de minune și câteodată mi-am dat alte pseudonime ca să nu creadă lumea că e Ovidiu Oltean la radio. Miză mică, repetat, cresc miza. Iarăși repet, cresc miza. Și în felul acesta mă obișnuiesc cu starea și cu acțiunea de a vorbi în public. Dați-mi, vă rog, un semn dacă astea trei activități au sens și le puteți pune în practică. Mulțumesc frumos! Depinde doar de voi. Dacă le știți, nu vă ajută. Dacă le folosiți, o să vedeți rezultatele. Bun. Mergem mai departe. Problema cu numărul 7. Oamenii se plictisesc atunci când nu îi bagi în seamă. Ne simțim importanți când cineva interacționează cu noi, relaționează cu noi. Știu cum mă simțeam eu când mergeam la cursuri la facultate și luam loc în anfiteatru și începea proful să vorbească 2 ore, nimeni nu-l oprea. Că noi îl ascultam, că eram în sală, că nu eram în sală, era totul. El își prezenta materia. Dădea drumul la slide-uri, citea de pe ele, cine l-ascultă, cine nu. Noi eram acolo ca niște păpuși, că eram vii, că nu eram vii, era totul. Avem nevoie să îi interacționăm cu oamenii. Și pentru asta ne folosim de abilitatea cu numărul 7, interacțiunea cu publicul. Se numește vorbit în public. Există un public, avem nevoie să avem o relație cu acesta. Când spun interacțiune, mă refer la a ști să răspund la întrebări, dar și să adresez întrebări, să știu cum să le captez oricând atenția și cum să le mențin atenția cât am eu nevoie, ce să fac cu publicul dificil, ce să fac dacă am parte de oameni agresivi sau pasivi sau mult mai deștepți decât mine în sală, să știu să folosesc umorul pentru a crea momente de bună dispoziție pentru publicul meu și să-i dau naștere la stări pozitive și să știu cum să fac un follow-up cu ei, pentru că multă lume are impresia că relația aceasta cu publicul se încheie la finalul prezentării, dar nu se încheie. Poți să ții legătura mai departe cu ei și după prezentare. Care este secretul legat de punctul 7? Fiți interactivi și am să vă prezint 4 modalități prin care puteți să faceți lucrul acesta. 1. Pune întrebări în timpul prezentării, încă de la început. Învață să adresezi întrebări. Începe cu întrebări simple, da, nu, eu, cu răspunsuri de genul acesta, astfel încât să-ți implici publicul. Și nu lăsa să treacă foarte mult timp între interacțiuni. Include-le pe tot parcursul prezentării tale. Bagă-i în seamă pe oameni. Poți și să interacționezi și să le dai exerciții. Invită-i să scrie, cum folosesc eu acum chat-ul. Dacă am fi într-o sală de curs, probabil că v-aș da cuvântul. Dar aici, dacă începe mai multe lume să vorbească deodată, este o harababură pe Zoom. De asta vă rog să folosiți chat-ul. E un pic mai ordonat. Invitați-i să scrie în chat. Implicați-i sub forma aceasta. Vorbiți la persoana a doua. Ceea ce fac eu în momentul acesta, vă invit pe voi să vorbiți la persoana a doua. Nu vorbiți doar despre voi. Salutare, vreau să am să împărtășesc ce mi s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Sau cele 3 principii pe care le aplic pentru a obține mai multă libertate financiară sunt impersonal. Vorbesc doar din teorie sau vorbesc despre mine. Vorbiți cu oamenii care vă ascultă. Folosiți cât mai multe verbe și pronume la persoana a doua. Și revin la ideea, folosiți umor. Fă-i să râdă pe oameni și o să câștigi de partea ta. Ce se întâmplă în momentul în care folosești umorul? Oamenii râd, se simt bine și tu ești motivul pentru care ei se simt bine.
tu i-ai făcut să se simtă bine. Automat câștigi un capital de simpatie din partea lor. Cu cât reușești să-i faci să râdă mai repede în prezentare, cu atât acea impresie pozitivă despre tine apare mai curând. Fă-i să râdă cât mai repede la începutul prezentării, pentru ca impresia lor despre tine să fie una pozitivă încă de la început, să nu treacă mult timp până când ei au o părere bună despre tine. Bun. Merge la problema cu numărul 8, care se referă la faptul că oamenii nu sunt atenți la tine când ai slide-uri chinuitoare. Câți dintre voi folosiți slide-uri, PPT-uri, keynote, imagini din astea pe laptop? Dați-vă rog un semn. Folosim mama ei de treabă, mai ales acum în online, tot timpul prezentările noastre sunt însoțite de slide-uri. Ce să facem cu el? Pentru a le rezolva, ne folosim de abilitatea cu numărul 8, care se numește controlul tehnic. Folosim tehnica în prezentările noastre. Dar nu doar slide-uri. Da, crearea slide-urilor este o componentă a acestei abilități. Dar pe lângă slide-uri, avem nevoie să știm și cum să folosim recuzita, flipchart-ul, obiectele, cum anume să ne adaptăm vestimentația la contextul de discurs și la publicul nostru, care este alimentația corectă pentru situațiile de vorbit în public, adică ce este bine să consumăm ca lichid și ca aliment, ca să ne ajute să avem o stare de energie ridicată și să nu avem probleme legate de voce, și să știm, să ne facem un checklist pentru ziua de discurs, să știm ce anume avem de pregătit pentru fiecare prezentare în parte. Astăzi ne focusăm pe slide-uri și secretul pe care l-am pentru voi sunt 3 reguli de aur atunci când creați slide-uri. Simple, nu intrăm... Am putea să ținem un webinar întreg de 2 ore numai despre slide-uri. Astăzi o să vorbim doar despre 3 chestii simple pe care le putem aplica. Regula numărul 1. Fără fundal alb. Și am văzut câteva reacții de-a voastră. Bă, dar de ce? Hai să vă arăt de ce. De asta. Cum vă simțiți? Nu foarte plăcut. În momentul în care am o lumină atât de strălucitoare în fața ochilor, ochii ascultătorilor obosesc. Să mă uit atât de mult timp, dacă toate slide-urile mele erau așa albe, probabil că trebuia să luați niște pauze, să vă uitați și în altă parte, că vă dureau ochii. Fără fundal alb. Regula 2, secvențial, nu simultan. Evitați să puneți deodată pe slide mai multe informații. Dacă aveți numerotări, bulleturi, texte, nu le puneți toate deodată, nu toate imaginile deodată. Puneți-le treptat, click după click. Și regula numărul 3, folosiți idei cheie, nu propoziții. Idei cheie, nu propoziții. Nu scrieți text lung pe un rând sau pe 2 rânduri, scrieți doar o singură idee cheie. Hai să vedem cum arată aceste 3 reguli de aur implementate pe un slide. Următorul slide este slide-ul unui client de-a meu, nutriționist, foarte deștept om, Dan îl cheamă, care urma să aibă o prezentare la un mediu de afaceri. Și el mi-a trimis PPT-ul înainte de prezentarea respectivă să-l ajut să arate cât mai bine. Și PPT-ul lui arată așa. Ăsta era un slide din PPT-ul lui. Și am zis, Dane, te rog frumos, nu-i chinui pe oameni cu chestii de genul ăsta. Hai să o facem să arate un pic mai bine. Ce bine, ce avem de făcut? Păi primul lucru, nu slide alb, slide negru. 2. Nu toate informațiile astea deodată pe slide, le facem să apară pe rând. 3. Nu punem propoziții întregi, punem doar idei cheie. Da, slide-urile mele sunt PPT lucrate. Hai să vedem cum arată slide-ul schimbat. Prima dată negru. Mai odihnitor, mai plăcut. Nu-i chinuim pe oameni. Nu toate deodată, facem să apară pe rând și doar ideea cheie. Adică, dezvoltă bacteriile bune. Îmi place principiul conform căruia, în momentul în care oamenii se uită la un slide, să aibă nevoie doar de o secundă să poată să înțeleagă informația de pe el. Gândiți-vă la un slide ca la un semn de circulație. Nu trebuie să stai să citești pe el. L-ai văzut, ai văzut ce înseamnă, gata, ajunge. Așa trebuie să arate și un slide. Te uiți la el și în una, maxim 2 secunde, ai văzut tot ce trebuia să știi pe el.
nu să stai mai mult, să stai să citești. L-am întrebat pe Dan. Auzi, dacă scriem doar chestia asta, dezvoltă bacteriile bune, tu ai putea să dezvolți ideea asta și să vorbești pe marginea ei vreo 3 minute, știi ce înseamnă? Da, atât apare. Oamenii nu mai au ce să citească de pe slide. Trebuie să te asculte pe tine. Atenția lor o să fie pe tine, nu pe slide. Când pe slide avem mult text, oamenii stau și îl citesc. Nu te mai ascultă. Nu vrei asta. Dacă vor să citească, trimite-le textul pe mail. Acasă, când au ei timp, stau și citesc, frate, toată ziua, cât vor ei. Dar cât timp tu prezinți, ei trebuie să te asculte pe tine. Nu să citească ce scrie acolo pe ecran. Și următoarele idei. Hrana probiotice. Cât îți ia să citești chestia asta? O secundă, o secundă jumate? După care nu mai ai ce să citești pe slide. Trebuie să-l asculti pe om. Să vezi ce are să-ți spună. Inulină. Da, inulină. Este și insulină și inulină. Și FOS. Stai și asculți ce are să-ți spună omul. Treptat, secvențial, doar idei cheie. Da, mi-a scris cineva secretul 8. Aveți dreptate. O greșeală de tipar. Sunt oameni atenți la detalii. Mulțumesc, Vlad. Era secretul 8. Problema cu numărul 9, ajungem spre final. Nu știu dacă prezentarea mea a ieșit bine sau nu. Am ajuns la final și apare senzația, mai ales perfecționiștii, cred că relaționează cu ideea asta, băi, tot timpul găsesc motive de nemulțumire. Orică aia nu a mers bine, orică chestia aia nu mi-a plăcut, am eu așa un feeling că nu a ieșit ce trebuie, sunt multe lucruri de îmbunătățit, sau nu știu efectiv, băi, a fost bine, nu a fost bine, ce să fac mai departe? Pentru starea asta de incertitudine, nu știu ce să fac mai departe, avem nevoie de abilitatea cu numărul 9, și anume îmbunătățire continuă. Ea se referă la cum anume obținem feedback, cum folosim feedback-ul, cum îl integrăm și îl utilizăm, cum facem o autoanaliză corectă prezentării noastre, cum anume identificăm și unde oportunități de a exersa cât mai des această abilitate, pentru că în final, obiectivul final este să putem să ajungem să ne construim un brand de expert de renume ca vorbitor. Această abilitate se referă mai degrabă la analiza prezentărilor. Cum anume creștem de la o prezentare la alta. Cum evoluăm de la o prezentare la alta. Și secretul pe care l-am pentru voi legat de această abilitate se numește analiză în 3 pași. După, dacă ați observat și ați urmărit cu atenție, cam toate secretele pe care le am sunt construite și sunt organizate astfel încât să fie urmărite cu ușurință. PPT-ul, 3 reguli de aur, analiză în 3 pași, 3 secțiuni, 3 elemente ale vocii. Nu e nicio coincidență. Le organizez în felul acesta ca să poată să fie urmărite și reținute cu ușurință. Și să se ofere publicului un confort mental, că poate să urmărească ușor conținutul. Hai să vedem care sunt cei 3 pași în analiză. Primul pas, setează-ți la început obiective măsurabile pentru prezentarea ta. Adică, vorbeam de planificarea prezentării. Stabilește foarte clar care sunt indicatorii de performanță, ce nume pompos, pentru prezentarea ta. Adică, la finalul prezentării, cum poți să măsori dacă prezentarea a fost una de succes sau nu? Cum poți să măsori în cifre, nu după feeling? Păi am văzut că s-au uitat la mine oamenii. Câți? M-au aplaudat. Câți? Și cât timp? Cum pot să măsori? Mi-au zis că au venit vreo 2 persoane la mine și mi-au spus că le-a plăcut. Câte persoane voiai să vină la tine? Din punctul meu de vedere, obiective măsurabile înseamnă vin X persoane la mine și îmi spun felicitări. Media notelor din formularul de feedback este, nu știu, peste 8. Am primit cel puțin 2 mail-uri de felicitare. Am primit cel puțin 3 mesaje de mulțumire. Cel puțin 4 persoane au cumpărat la final, I don't know ce am eu de oferit. Asta înseamnă măsurabil. Și asta mi le stabilesc la începutul prezentării și mă gândesc ce înseamnă pentru mine o prezentare de succes, ca prezentarea asta să aibă succes. Și la final, indiferent cum mă simt, pot să număr. Bifez sau nu bifez? Și în felul ăsta pot să ne analizez obiectivele. 2. După ce am asta cu obiectivele, cer feedback relevant de la public.
De la cine? De la două părți diferite ale publicului. Am nevoie să cer feedback. De la o persoană obișnuită din public, un om oarecare, dar am nevoie să cer feedback și de la un expert. O persoană care a fost în public sau să-i trimit înregistrarea prezentării mele unui expert și să cer un feedback. Am nevoie să văd și ce părere are publicul obișnuit care nu are studii de specialitate în comunicare despre prezentarea mea, dar am nevoie să văd și ce părere are un specialist, poate un coleg de la firmă, poate un trainer pe care îl stimez, poate un coach, poate o persoană pe care o admir și știu că se pricepe la vorbit în public și să-i cer feedback relevant. Cum anume cer feedback-ul ăsta? Sunt două întrebări pe care vă recomand să le adresați. Prima întrebare. Ce am făcut bine? Ce ți-a plăcut specific? Multă lume nu pune întrebarea asta. Multă lume când vine vorba de feedback, mă duc la om și întreb ce nu ți-a plăcut. Zic, ce nu ți-a plăcut? Ce nu a ieșit bine? Asta e primul lucru pe care îl întrebăm. Ce nu ți-a plăcut? De parcă chestia aia ne ajută cel mai mult. Prima întrebare, ca să avem grijă și de sufletul nostru, e ce am făcut bine? Care sunt punctele mele forte? Ce consider că a fost bine? Și întreb lucrul ăsta și expertul și omul obișnuit din public. Și a doua întrebare care mă ajută să evoluez este ce să fac diferit și de ce? Nu ce nu ți-a plăcut. Răspunsul la ce nu ți-a plăcut nu mă ajută pe mine să știu ce să fac altceva. Ce să fac diferit? Nu ce am greșit. Ce să fac diferit? Că dacă omul zice ce nu ți-a plăcut, a fost plictisitor. Bine, și mai departe ce să fac? Ce să schimb? Unde să schimb? Care parte? Dar în momentul în care îl întreb eu ce să fac diferit și vedeți și ce răspunde. Că dacă zice, băi, nu mai fi plictisitor. Bine, ok. Dar ce să fac? Nu cum să fiu. Ce să fac? Nu știu, zici și tu acolo mai multe povești. Ah, ok. Pune-ne mai nouă, mai multe întrebări. Ah, ok. Zim ce să fac altceva data viitoare și de ce. Păi zi mai multe povești, că în felul ăsta o să fie mai atractivă prezentarea. Super. Astea sunt două întrebări pe care vă recomand să le folosiți ca să obțineți cu adevărat chestii utile pentru voi. Și al treilea pas în analiză, nu cred că o să vă placă unora, am să fiu sincer, dar trebuie să vi-l zic, pentru că o să vă ajute. Uită-te la filmarea prezentării tale. Tu la ea. Cu toată angoasa, cu toată lehamitea, cu toată jena, cu nu-mi place ce văd, nu pot să mă ascult, nu pot să mă uit la mine. Uită-te. Uită-te căutând lucruri care îți plac și lucruri pe care vrei să le îmbunătățești. În egală măsură. Important este ca în momentul în care îți faci tu ție analiza, ca să nu intri într-o depresie crâncenă și să nu mai ieși două zile din casă, la final, lista cu lucruri care ți-au plăcut trebuie să fie cât de cât egală cu lista de lucruri de îmbunătățit. Nu căuta doar chestii nasoale, caută și chestii pozitive. Că altfel, nu o să reziști tare mult psihic vorbind. Da? Uită-te tu și fă-ți tu analiza ta la prezentare. Cum evaluăm feedback-ul? Există un procent previzibil de nemulțumiți? Din punctul meu de vedere, tot timpul o să fie oameni cărora nu le place, indiferent de cât de fain e prezentarea voastră. Și nu are nicio legătură cu voi și nici cu prezentarea. Pur și simplu au ei ceva împotriva. Dacă sunt în sala asta persoane cărora nu le place albastru, nu cred că s-o simți bine astăzi. Că eu am stat două ore în albastru în fața voastră. Dacă sunt persoane care au ceva împotriva accentului ardelenesc, nu le-a plăcut că am spus povestea cu țăran. Dar n-are nicio legătură cu mine. Au legătură cu ei. Tot timpul o să fie oameni care o să găsească ceva ce nu le place. Dar important este câți îs. Că dacă 90% din oameni nu le-a plăcut prezentarea, tu ai o problemă. Dacă sunt câțiva, it's ok. Ei au o problemă. Care este acest procent? Depinde de la om la om și depinde și de topicul prezentării. Că dacă vorbești despre religie, sex, politică, s-ar putea să fie foarte diferit procentul de procent de, ok, ce să faci ca să ai un corp mai sănătos. S-ar putea să fie diferit. Depinde și de topic. Deci nu este o cifră standard acolo.
Bun. Asta a fost cele 9 secrete. O să răspund la întrebări în secțiunea de Q&A de la final încă un pic, pentru că hai să facem o scurtă recapitulare. E un discurs informativ ăsta. Care sunt cele 9 abilități care ne ajută să devenim speaker mai buni? Planificarea prezentării, vă rog să fiți foarte atenți, că o să vă întreb ceva legat de ele. Organizarea ideilor, storytelling, varietate vocală, armonie non-verbală, gestionarea emoțiilor, interacțiunea cu publicul, controlul tehnic, îmbunătățirea continuă. Am să vă rog să-mi spuneți care dintre ele este abilitatea pe care vreți în acest moment să vă dezvoltați cel mai mult. Din astea 9, numai una puteți să alegeți. Care e acea abilitate care simțiți că vă lipsește și vreți să o dezvoltați? Da. Storytelling, tehnologie. Gestionarea emoțiilor, controlul vocal, armonie non-verbală. Control tehnic. Dacă mi-ați spus anterior întrebări și n-am răspuns la ele, să le reluați în sesiunea de Q&A că vă răspund. Nicio problemă. Storytelling, gestionarea emoțiilor. Ok, mulțumesc. De ce merită să facem lucrul ăsta? Să le dezvoltăm? Pentru că ne ajută să scăpăm de cele 10 probleme despre care am vorbit la început și ne ajută să obținem niște beneficii foarte faine. Vorbitul în public ne poate îmbunătăți cu adevărat viața. O să vă dau 9 direcții în care ne poate ajuta. 1. Când știi să vorbești în public, capeți mai multă încredere în tine. Faptul că ții o prezentare și iese bine, îți crește stima de sine incredibil de mult. 2. Câștigi mai mulți bani. Îți crește salariul sau poți să obții finanțări pentru proiectele tale dacă știi să-ți prezinți ideile sau să vinzi mai mult dacă lucrezi în vânzări. 3. Îți îmbunătățești reputația. Când știi să prezinți soluții la probleme, oamenii automat te percep ca un învățat, ca un expert, ca un specialist, ca omul la care știu că pot să apeleze pentru că are soluții la problemele lor. 4. Primești recunoaștere. Opa, să se pune pe mine. Mă ajută cineva de la organizator. Așa, mulțumesc frumos. Primești recunoaștere publică. Ce înseamnă lucrul ăsta? Aplauze, felicitări, mulțumiri de la oamenii pe care i-ai servit, de la publicul tău. De multe ori, la locul de muncă durează poate un an, un semestru, un trimestru ca să ajungem la evaluarea aia anuală în care ne spune șeful dacă am făcut o treabă bună sau nu. Când vorbești în public, feedback-ul este instant. La finalul prezentării, oamenii ori îți spun ce ai făcut bine, ori îți dau feedback constructiv. 5. Contribuție. Pentru unii dintre noi e important să ne ajutăm semenii. Să contribuim, să le fim de folos, să le oferim o mână de ajutor. Atunci când vorbești în public și le oferi informații valoroase, de fapt contribui la evoluția lor și la îmbunătățirea calității vieții oamenilor care te ascultă. 6. Înveți o nouă abilitate. Și asta înseamnă dezvoltare, evoluție. E în firea noastră naturală ca oameni să vrem să fim mai mulți, să devenim mai buni, să evoluăm de la o zi la alta. Și acumularea de abilități, de aptitudini noi, ne ajută să devenim mai buni, să ne împlinim acel potențial care există în interiorul nostru. 7. Cunoști oameni noi. Vorbit în public e cu public. Când prezinți mesajul unui grup mai mare de oameni, faci networking. Uite, acum sunt peste 100 de persoane care asistă la acest webinar și printr-un singur eveniment pot să reușesc să am contact cu atât de multe persoane. Și voi puteți să faceți lucrul ăsta. În momentul în care ții prezentări, mai mulți oameni te cunosc. Și mai mulți oameni știu cu ce te ocupi și ce faci și pot să apeleze la tine. 8. Dacă lucrezi și ai de ținut prezentări pentru că îți spune șeful, dacă știi să ții prezentările, te achiți cu brio de sarcini. Șeful o să te felicite și o să-ți mulțumească că ai făcut o treabă bună. Și nu în ultimul rând, 9. Măi, e o provocare. Și te scoate din zona de confort. Faci chestii care nu îți sunt chiar atât de la îndemână și chestia asta, din nou, te ajută foarte mult să te dezvolți, să evoluezi și să ai mai multă încredere în tine. Ce vreau să vă rog acum este, dacă ar fi să alegeți 3 dintre aceste beneficii, care sunt doar 3, vă rog să scrieți 3 numere în chat. Din lista asta de 9 beneficii, alegeți 3 pe care vi le doriți să le aveți.
pe care vi le-ați dori să vi le ofere vorbitul public. Și pe urmă o să vă spun și care a fost pentru mine cele trei. Hai să vedem. 147, 153, 147, 127, 17. 1 apare foarte des, deci asta cu încrederea e foarte des. 129, 159, 16, 9-le, iarăși, provocarea, ieșitul din zona de confort îl vrea toată lumea, multă lume. 4 apare foarte des, recunoașterea publică. 4, 7, 9, 1, 4, 6, iarăși 4, 2, 4, 5. Vă mulțumesc din suflet pentru răspuns. V-am promis că vă spun și care au fost pentru mine cele trei. Abilitatea de a vorbi în public mie mi-a adus, în primul și în primul rând, încredere, punctul 1. Încredere să-mi susțin punctul de vedere. Atunci când mă aflu în cercuri mai high class, când vorbesc cu antreprenori de top, în momentul în care aveam șef și trebuia să vorbesc cu el, dar și să-mi susțin ideile și punctul de vedere în discuții personale, acasă, cu părinții, cu familia, iubitul, iubita, mă rog, iubita în cazul meu, să pot să îmi susțin ideile și să îmi apăr punctul de vedere cu încredere, cu siguranță, să am curajul să-mi deschid gura și să îmi prezint punctul de vedere. În al doilea rând, recunosc, mie mi-a adus bani. Și mă refer din două puncte de vedere. Unu, am lucrat în vânzări mulți ani și abilitatea de a prezenta mai bine produsele m-a ajutat să câștig mai mult. Și doi, acum 2 ani, în 2019, am obținut o finanțare de 30.000 de euro din fonduri nerambursabile cu startup, proiecte din astea de startup, pentru că am știut să-mi prezint proiectul în fața comisiei. Punctual. Mi-am prezentat proiectul foarte fain, am primit bani. Ulterior am învățat, le-am învățat și pe alții să își prezinte proiectele ca să obțină finanțări pentru ideile lor de afaceri. Și al treilea beneficiu a fost partea de relații. Relații de calitate cu membrii din echipa mea, cu oamenii de afaceri, pentru că relațiile se bazează pe comunicare. Și când știi să comunici eficient și plăcut, automat și relațiile tale se schimbă. Astea au fost principalele trei zone în care abilitatea de a vorbi în public m-a ajutat pe mine. Acum, voi puteți să vă dezvoltați cele nouă abilități, liniștit, pe cont propriu, vă garantez. Dacă căutați pe site, cărți, cursuri, o să găsiți, puteți să citiți, puteți să mergeți mai departe pe cont propriu și o să puteți să vă dezvoltați abilitatea asta. Dacă vreți să parcurgeți drumul acesta cu cineva, alături de cineva, alături de o persoană care a ajutat la rândul ei alte persoane, mi-ar face o mare și o deosebită plăcere să pot să vă fiu ghid. Astăzi v-am fost ghid pentru 2 ore. Vreau să vă prezint pe scurt cum pot să vă fiu ghid pentru mai mult timp, dacă vreți să colaborăm unul la unul pe mai departe și să lucrăm împreună pentru a ne dezvolta aceste nouă abilități. Modul în care putem să facem lucrul acesta este printr-un program, printr-un pachet numit 9 Speaker Superpowers. 9 superputeri ale speakerilor. O să vă spun pe scurt despre ce este vorba, după care avem și tombola cu tragerea la sorți din final cu quiz-ul. Deci merită să rămâneți până la final. Programul acesta cuprinde 4 cursuri. Primul este un curs video, se numește Pregătit pentru discurs, care conține 52 de lecții video în care vorbim despre cele 9 abilități. Toate cursurile sunt pe o platformă online, vă logați cu un nume de utilizator și o parolă și acolo învățați partea de teorie. Aveți și 19 studii de caz în care vă prezint efectiv cum arată un discurs informativ, cum arată un discurs persuasiv, motivațional, inspirațional, cum anume ne folosim de varietate vocală. Toate sunt exemplificate prin discursuri pe care eu le-am înregistrat. Am și 9 interviuri cu experți pe care le-am luat de-a lungul timpului, unor speakeri specializați în domeniul lor de activitate, pentru că unii știu mai mult decât mine pe o anumită nișă. Am vorbit cu Andy Sechi despre structură, cu Zoltan Vereș despre emoții, cu Mihaela Stroie despre non-verbal, cu Mihaela Tatu despre voce, cu Eusebiu Burcaș despre finanțare, cu Laurent despre partea de vânzare a mesajului, cu Bogdan Comănescu despre interacțiune cu publicul. Am discutat cu ei în interviuri mai lungi despre cum anume să dezvoltăm acea abilitate specifică. În total, cursul acoperă peste 19 ore de material video care vă ajută să deveniți mai buni
comunicatori. Pe lângă asta aveți acces la un grup de Facebook unde puteți să faceți practica. Adică acolo avem provocări, avem teme de casă, postăm în grupul nostru, în comunitatea noastră internă, discursurile și primim feedback. Și mai mult aveți acces pe viața la noutăți, cum ar fi prezentări, traininguri pe care le organizez la diferite evenimente, le înregistrez și la care aveți acces și voi pentru că aveți acces pe viață la cursul ăsta. Cursul puteți să îl cumpărați oricând, el este disponibil la prețul de 1294 de lei. Asta e prima parte din pachet, cursul video. Dar cursul l-am lansat în urmă cu 2 ani de zile. Provocarea a fost că între timp am primit niște reacții de la cursanți care îmi spuneau, măi, cursul e foarte mai, l-am început. Dar eu am o prezentare poi mâine, mi-a zis șeful, și n-am timp să parcurg restul modulelor. 19 ore, e mult. N-ai ceva condensat care să mă ajute pentru următoarea prezentare? Și mi-am dat seama că s-ar putea să fie mai multe persoane în situația asta, că încep cursul online și nu-și planifică să îl consume așa, dintr-o dată tot, și au nevoie de ceva rapid pentru, ca un fel de aspirină, pentru următoarea lor prezentare. Așa că am creat un curs audio, condensat. Se numește Kitul tău pentru prezentări de nota 10, îl asculți și în cele 9 lecții, pentru cele 9 abilități, am băgat în 4 ore esența, care te ajută să ai o prezentare reușită data viitoare, pe termen scurt. Nu te ajută să-ți dezvolți abilitățile astea la un nivel foarte ridicat, pentru că el este focusat să te ajute la următoarea ta prezentare. Vine și cu un suport de curs în format PDF ca să poți să citești informațiile și sunt și 2 lecții bonus acolo, speciale pentru cei care îl cumpără. El este disponibil oricând la prețul de 199 de lei. Așa arată cursul pe platforma online. Toate lecțiile, partea foarte faină e că pot să fie downloadate și salvate pe telefon. Mergi cu mașina undeva, poți să-l asculți pe drum. Ești la jogging, poți să-l asculți. La 199 de lei. Al treilea curs din acest pachet a venit ca urmare a tranziției în online. Fiind acum cu pandemie, multă lume stă acasă, lucrează de acasă, participă la întâlniri, la ședințe de acasă și multe dintre prezentări sunt plictisitoare. Așa că am creat un audiobook, 62 tips and tricks pentru prezentări online, sub format tipărit și format audio. El conține 10 capitole, în total o oră, 60 de minute, în care vorbim despre setările audio și setările video pentru online. Ce fel de software și cum anume să folosim software-ul respectiv din punct de vedere tehnic ca să avem prezentări mai bune. Cum planificăm o întâlnire, fie că este vorba de o ședință sau de un webinar, cum le captăm oamenilor atenția în online cât mai bine, cum le menținem atenția, cum încheiem memorabil și cum să facem follow-up în online cu publicul nostru. Cum rezolvăm problemele tehnice, că online-ul ne dă foarte mari bătăi de cap, și, cum am spus, vine și cu un suport de curs ca să avem toate aceste informații la îndemână oricând. Audiobook-ul este disponibil oricând, oricui, pentru 97 de lei. Și cel de-al patrulea element din pachetul acesta de 9 Speaker Superpowers ne ajută să îi ținem pe oameni atenți prin intermediul poveștilor. Până să facem rost de povești personale, până să ne construim poveștile noastre să fie cât mai atractive, putem să folosim povești cu târg. Povești inspiraționale, memorabile și de-a lungul timpului eu am căutat pe internet să văd care sunt poveștile cele mai faine care mă pot ajuta. Dar am avut mari bătăi de cap pentru că multe povești aveau titluri de genul Scufița și Bufnița, cele 3 figurine. Și habar n-aveam când vedeam titlul respectiv care este mesajul pe care îl transmite povestea. Și eu aveam nevoie de un mesaj legat de leadership sau legat de echipă. Dar nu găsești pe internet. Ce am făcut este că am citit și din cărți și online, peste 300 de povești într-o vară și le-am dat la niște prieteni, le-am înregistrat, le-am dat la prieteni să le asculte și a ieșit un material, se numește Povești care deschid minți și am rezumat aici cele mai puternice 28 de povești cu tâlc, în format MP3 audio, care sunt ordonate după subiect. Ai nevoie de un mesaj, de o poveste legată de iubire? Am povestea. Ai nevoie de o poveste legată de leadership? Am povestea. O poveste legată de frică? Am povestea. Și pur și simplu te duci la cuprins și îți alegi povestea de care ai nevoie. Sunt interpretate cu varietate vocală ca să
Auziți și voi cum anume să le dați viață și sunt și sub format tipărit. Materialul ăsta disponibil oricând la 79 de lei. Practic tot pachetul, cele patru produse, dacă sunt luate separat, costă 1669 de lei. Merită, nu merită? Eu am investit peste 5.000 de euro ca să fac rost de informațiile astea. Asta e un preț de 14 ori mai mic decât m-a costat pe mine să acumulez, să asimilez toate informațiile respective. Cei care le-au folosit spun în felul următor. Asta este o video la dar. Este consilier vestimentar. Spune că în urmă cu un an nu eram capabil să duc nici măcar 30 de secunde în fața câtorva oameni. Astăzi, la Gala Capital, a fost 30 de secunde pline de încredere în fața multor oameni cu greutate din industria românească. Andrei Trifan este francizorul național a Subway, restaurantele Subway, cu care am colaborat. Andrei a zis că am avut nevoie de tine să fac seminariile de prezentare a oportunității de a fi francizat Subway și să țin prezentări în cadrul companiei, să țin prezentări la business days și la alte evenimente de gen. Am reușit să-mi expun gândurile într-un mod organizat și clar, astfel încât să captivez audiența și să o fac interesată și la final să rămână cu concluzii acționabile. O avem aici pe Călina, care este profesoară de pian și IT-istă. Spune, după cursurile COVID, am reușit să fiu mai stăpână pe expresiile mele faciale și să fiu în concordanță cu ceea ce spun. De exemplu, în conferințele online cu colegii de serviciu am observat că pot să încep discursul cu claritate, fără ezitări, pentru că știu să-mi formulez intențiile, iar expresiile mele să fie în raport, să fie în ton cu aceste intenții. Marian e agent de vânzări la o companie IVP de printing de aici din Cluj. Spune că pentru cei care nu au fost convinși de poveștile frumoase ale lui Ovidiu, câteva cifre. Cu informațiile pe care le-a luat din cursuri, a făcut un mail cu o rată de răspuns de 80% față de 10% cât era inițial. Au creat un spot radio care le-a dublat vânzările în magazin și după ce a aplicat lucrurile pe care le-a învățat, a avut cele mai mari vânzări în luna august din istoria firmei, din 2005, chiar dacă nu a lucrat decât o jumătate de lună că a fost plecat în concediu. Și recomandă cu căldură cursurile și atelierele mele. Am peste 300 de astfel de testimoniale, dar nu o să stau să vi le citesc, că nu asta e relevant. Tehnicile și secretele din aceste programe funcționează pentru cei care le aplică. Spuneam că toate la pachet costă 1669 de lei, dar pentru că voi deja ați investit 2 ore din viața voastră și mi-ați oferit votul vostru de încredere, vreau să vin și eu cu ceva către voi. Să vă ofer prin intermediul Fundației Competenți Corecți Utili, o reducere pe care o puteți accesa până mâine seară la ora 21. Este valabilă 24 de ore. Până mâine seară aveți o reducere de 55% la întregul pachet. Toate cele patru produse le puteți intra în posesia lor la prețul de 748 de lei. Partea faină e că nu riscați nimic. Adică dacă le cumpărați și nu vă plac, în 30 de zile puteți oricând să-mi spuneți, bă, nu mi-a plăcut. Și în alea 30 de zile puteți chiar să le parcurgeți toate. Adică rămâneți și cu informația și puteți să-mi spuneți, bă, nu mi-a plăcut. Dăm banii înapoi. Nicio problemă. În primele 30 de zile, oricând, puteți să vă cereți banii înapoi. Cum anume puteți să intrați în posesia lor? Da, mai am și un bonus. Ăsta l-am gândit acum recent. Mă gândeam, ok, ce aș putea să vă ofer și mai mult decât atât, decât această reducere, care să vă ajute. Și mi-am dat seama că feedback-ul este foarte important, mai ales dacă vine din partea unui specialist. Și ce vreau să vă ofer este o ședință de consultanță individuală, unul la unul, de 30 de minute pe Skype, cu toate persoanele care intră în posesia pachetului. Ne auzim pe Skype și vă ajut eu personal să vă rezolvați provocarea sau lucrăm, dacă vreți, pe o prezentare de-a voastră și vă învăț să vă puneți la punct. Sau dacă aveți o anumită provocare legată de emoții, structură, voce, o rezolvăm în ședința respectivă. Și asta este gratuit din partea mea. În mod normal, asta costă doar ședința 100 de euro. It's for free. Din partea mea pentru voi, cei care intră în posesia pachetului, această ședință o puteți folosi oricând în primele 2 luni de la achiziție. Ca după aia o să uitați de ea și nu o mai folosiți. Cum puteți să intrați în posesia pachetului? Dacă intrați, o să vă pun acum și în chat linkul pe learn.ovidiuoltean.ro/9SS. Nu are nicio legătură cu nazismul,
El era 9 speaker superpowers. Am pus link în zona de chat. Când intrați pe site, o să vedeți că este un cronometru și el este activat până mâine seară la ora 9. De acolo puteți să-l comandați, puteți să-l achitați cu cardul sau prin transfer bancar, cum vă este mai la îndemână, nicio problemă. Dar v-am promis ceva pe final, că ajungem la final. Și anume, un quiz. Pentru a face quizul acesta, ce vă rog să faceți în momentul ăsta este să intrați pe site-ul menti.com. Vă pun aici link, pentru că acolo o să avem concursul. Intrați pe menti.com. Eu ies din prezentare și intru pe internet, că aici este Zoom. Facem share screen, dar la asta. Bun. Mutăm asta mai F11. Bun. Și acum, am să vă rog să intrați pe menti.com și să introduceți codul 58982665. Repet, 58982665. După ce intrați pe menti.com. Și o să așteptăm să ne strângem un pic mai mulți, am să vă dau un pic de timp la dispoziție. Puteți să intrați de pe laptop sau puteți să intrați de pe telefon. Oricum doriți. Uite că deja suntem 20, 21. O să aștept să ne strângem cel puțin jumătate din cât suntem acum online. Suntem aproape 60 de persoane, așa că aștept măcar 30 să fim. Suntem 25, 26. menti.com și introduceți codul 5898265 pentru a intra în tombolă. Da? Mai aștept număr până la 10. 28 de persoane, 29, 30, perfect, ok, putem să dăm drumul. Important este să răspundeți corect și să răspundeți cât mai repede la întrebările pe care le veți primi. Hai să vedem. Prima întrebare. De la ce vine WeFM? What I imagine for me? Who is inside Fort Manor? What's in it for me? What I imagine for me? Who is inside Fort Manor? What's in it for me? Timpul a expirat. 25 de răspunsuri corecte. What's in it for me? Corect. Mergem mai departe. Următoarea întrebare. Ne pregătim, suntem atenți. Cine răspunde mai repede primește mai multe puncte. Hai să vedem întrebarea. Întrebarea este: care emisferă a creierului este emisfera rațională? Stânga, dreapta sau amigdala? Care emisferă este rațională? Stânga, dreapta sau amigdala? Să vedem cine a fost atent. Vorbeam la storytelling despre asta. Time's up. Stânga este emisfera rațională. Dreapta este cea creativă. Și amigdala e centrul reptilian al emoțiilor. Bun, mergem mai departe. Următoarea întrebare. Numărul 3. Ne pregătim. Suntem pe fază, trei variante de răspuns, hai să vedem. Care element nu contribuie din plin la varietatea verbală? Articularea, ritmul sau tonul? Care element nu contribuie la varietatea verbală? Articularea, ritmul sau tonul? Hai să vedem, a fost o întrebare așa mai cu skepsis. Articularea, corect. Ritmul, tonul și volumul sunt cele care ne ajută la varietate. Articularea ne ajută să avem o vorbire corectă, dar nu neapărat la varietatea verbală. Bun, mergem mai departe. Întrebarea cu numărul 4, ne apropiem de final. Primii doi o să câștige premiul. Hai să vedem întrebarea 4. Ne pregătim. Și sună felul următor. Ce culoare de fundal e bine să eviți la slide? Negru, gri sau alb? Ce culoare să nu ai la slide? Recomandarea, da. Negru, gri sau alb? Asta nu a fost o întrebare foarte dificilă.
Time's up. Alb. Corect. Nu e bine să ai fundal alb, că obosește ochiul ascultătorului. Și ultima întrebare, întrebarea 5 din 5, ne pregătim un ultim efort de final. Să vedem care întrebare îți aduce feedback de calitate. Ce am greșit? Ce să fac diferit? Ce nu ți-a plăcut? Care întrebare te ajută, de fapt, la feedback? Ce am greșit? Ce să fac diferit? Ce nu ți-a plăcut? Ce să fac diferit? Cei mai mulți dintre voi au răspuns corect. Și acum, haideți să vedem cine a câștigat. Primele două locuri primesc cursul audio, kitul tău pentru prezentări de nota 10. Clasamentul este următorul și felicitări Cristina și Denisa. Cristina și Denisa au câștigat kitul audio. Pentru a vă identifica, am să vă rog să scrieți în chat adresa voastră de mail ca să știm care Cristina și care Denisa a câștigat. Deci, Cristina, Denisa, vă rog să scrieți acum în chat adresa voastră de mail și am să vă trimit pe mail cursul pe care l-ați câștigat. Felicitări! Și noi revenim la ultima parte a prezentării noastre, că asta a fost stop share. Revenim aici. Share screen și prezentarea. Bun. Am dat și premiile și acum pe final am promis că stau și vă răspund la întrebări. Este 9 fără 10 minute, așa că propun 10 minute, vă răspund la orice fel de întrebări aveți voi legat de public speaking. Uite, a venit și mailul de la Denisa și de la Cristina. Mulțumesc frumos, am să vă trimit. Da, Cristina spune, toți am câștigat, am primit foarte multe informații în seara aceasta. Vă rog să îmi scrieți în zona de chat sau chiar puteți să vă porniți microfonul și să-mi spuneți care este întrebarea pe care o aveți, la care poate nu am răspuns. Uitați-vă la cele două întrebări pe care vi le-ați scris, vi le-ați notat la începutul webinarului și hai să facem o analiză. Am reușit să răspund la ele sau nu? Dacă sunt întrebări la care nu am răspuns pe parcursul acestui webinar, vă rog să le notați în zona de chat. Spune Claudia, vorbeai de oportunitățile de practică. Cum găsim public? Publicul găsești în funcție de valoarea pe care o oferi. Îți oferi câteva contexte în care poți să faci practică. Un context este întâlnirile Toastmasters de marți seara de la ora 7. Caută toastmasters.org și ei au întâlniri online în fiecare săptămână. Cei din Cluj au marți seara, dar în alte orașe sunt în alte zile. Toastmasters.org e site-ul național, toastmasters.ro e site-ul cluburilor de public speaking din România și poți să participi la acele întâlniri. Poți să te înscrii în programul Nine Speaker Superpower și să îți postezi discursurile pe grupul de Facebook și acolo să primești, să ai public și să primești feedback. Poți să te înscrii în cursul practică de nota 10. Este un curs pe care l-am dezvoltat anul trecut, care ține 5 luni de zile și care pune focusul în special pe partea de practică. Practică de nota 10, ovidiolteam.ro/practică. Acolo găsești mai multe informații despre program. Cât timp ne ia să ne învingem frica de a vorbi în public dacă aplicăm aceste reguli? Întreabă Anca. Anca, ce pot să-ți spun este că în perioada în care nu era pandemie, în perioada în care puteam să facem cursuri, eu organizam un training de 3 zile, la finalul căreia cam 80% din oameni scăpau de problema asta. Dar în cele 3 zile, fiecare dintre ei țineau cam 12 prezentări. Intens. Dacă ai foarte multă practică, primești foarte mult feedback și evoluția ta este rapidă, o să scap destul de repede de lucrul ăsta. Depinde cât de multă practică faci. Ăsta e răspunsul. Am să te rog să-mi spui dacă am reușit să-ți răspund la întrebarea pe care o avem.
Sorin, webinarul, o să primiți o înregistrare cu un link către webinar pe mail mâine. Bun. Știu că mai erau niște întrebări anterioare la care nu am răspuns. Când realizăm un discurs, întreabă Cristina, pentru o prezentare în online, cum putem face pentru a nu se observa că îl citim? Cristina, cea mai bună soluție. Nu-l citi! Nu citi discursul. Învață. Cea mai bună modalitate este scrie niște idei principale. Dar idei principale înseamnă pe o foaie A4, cuvinte mari, 3 cuvinte pe un rând sau 4 cuvinte pe un rând. Atât. Nu text. Și n-ai ce să stai să citești. Arunci o privire ca să vezi care e următoarea idee despre care vrei să vorbești și o dezvolți. Dar nu citești. Nu ai textul în față. Deci evită să îți pui lista în față și să vorbești pe ea. Scrieți, notează-ți idei principale, arunci câte o privire pe ea. Ai, cum sunt slide-urile mele, de fapt? Slide-urile mele conțin idei principale care mă ajută să dezvolt ideile pe care le am, dar nu stau să citesc ceva de pe ele, ci doar îmi atrag atenția. Ok, despre asta trebuie să vorbesc mai departe. Ăsta e subiectul. Mă ajută să rămân on track, pe drum, pe linie, să nu deraiez de pe șine. Așa și tu, poți să ai slide-uri sau o foaie pe care să ai ideile principale. Bun. Următoarea întrebare. Dacă mai aveți alte întrebări, am să vă rog să îmi notați, am să și derulez să văd. Poate că persoanele care le-au pus între timp au ieșit, mă gândesc. Mă uit să văd dacă mai sunt întrebări aici prin chat la care să vă răspund. Da, nu găsesc. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, atunci două lucruri pe final. Unu, mi-ar face mare plăcere să vă fiu ghid în cadrul acestui proiect, Nine Speakers Superpowers, și vă încurajez din tot sufletul să profitați de această ofertă pentru următoarele 24 de ore. Și doi, vă rog să-mi lăsați un mesaj în chat, cum a fost webinarul pentru voi? Cum a fost această întâlnire pentru voi? Mă ajută să știu cum a fost primit de către voi. Am văzut că colegii mei v-au pus un link către un formular de feedback, care o să-l analizăm și ăla, dar acum, într-un cuvânt, dacă ar fi să caracterizați acest webinar la care ați participat, ce ați spune despre el? Un cuvânt. Dacă puteți să scrieți în chat, mi-ar fi de un mare folos. Excelent, util, mulțumim pentru informații, efervescent, energic, util, plăcute, interactiv, energie, minunat, curs interesant, plin de utilitate, util, clar, concis. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați participat, pentru că ați stat până la final și vă recomand doar atât. Nu lăsați aceste informații să se depună undeva în mintea voastră fără să fie folosite. Dați valoare informației pe care ați primit-o astăzi, punând-o în practică. Că altfel, doar când ajungeți la concursul de cultură generală, o să vă ajute. Eu vă mulțumesc și vă doresc o seară cât mai faină. Și noi vă mulțumim, Fundația Competenți Corect și Util, domnul Oltean, și participanților. Și eu zic că, în lumina valorilor noastre,